Bun, deci vă mai spun o dată bună seara tuturor directorilor sau viitorilor directori. Vă felicit încă o dată pentru excepționalele rezultate obținute în muncă și în viață, cum se spunea pe vremuri. Doamna Zmeu, vă salut ca de obicei. Nu puteți vorbi deocamdată, o să și vorbiți, pentru că ar fi prea mare scandalul, dar o să și vorbim astăzi. Ar trebui să vă aplaud, o și fac, bineînțeles, pentru condițiile extraordinare în care ați desfășurat acest examen și stres și întrebări idiote, am discutat despre asta, da? Item interpretabil, ați văzut ce a fost acolo, nu mai reluăm. Acum ne pregătim pentru interviu și, evident, pentru competențe digitale. Nu-mi dau seama dacă sunt și pe Facebook Live, se pare că nu, sunt probleme cu Facebook, nu ne mai lasă să intrăm live, nu se știe de ce. În regulă, toată lumea bună e aici pe Zoom. Așadar, mai stăm câteva minute, vă mai țin de vorbă, vă spun ce o să facem în această seară. Tot felul de trucuri, nimeni nu știe ce va fi la proba aceasta de competențe digitale. De-aia vă și rog să scrieți în chat ce bănuiele aveți că v-ar da și să le răspundem în seara asta. Deci cam ce știți, din ce ați auzit, pe surse, pe nesurse, cam ce ar putea să se dea. Eu am o vagă bănuială că vă pune să dați link-ul de Meet elevilor, da? Că să generați un link, să trimiteți un Zoom, să faceți o temă, cine știe ce minune o să vă întrebe. Da, înregistrarea va fi pe YouTube, o să arăt imediat. Chiar vă rog să vă dați aici un click la canalul de YouTube pe care îl avem și punem toate cursurile. Bună seara din nou, nu mai spunem bună seara, că am început. Așa, deci cine vrea poate să dea acum un click pe acest minunat canal unde pun toate cursurile astea gratuite. Cursul Profesor se cheamă și canalul. Da, bun, și practic deveniți abonați, nu vă costă nimic. În secunda 2. O să mai fac o încercare, să vedem dacă merge să intrăm și pe Facebook Live, pentru că și acolo lumea ne urmărea. Pur și simplu în seara asta n-a mers, s-au schimbat cei de la Facebook setările, dar o să mai fac o încercare acum cu dumneavoastră de față, să vă arăt cum se face. Ok. Între timp puteți să scrieți în chat dacă și ce credeți că se va da la proba de competențe digitale și imediat o să vă arăt eu toate minunile pe care cred eu că trebuie să le știți. Bun, deci mai încerc o dată, să vedem dacă va merge, dacă nu va merge, renunțăm. Oricum v-am dat tuturor link-ul de Zoom. Așadar, competențe digitale facem astăzi, lumea continuă să se înscrie chiar dacă a expirat timpul, vedeți, după ora 6 se înscriu oamenii. O să mai facem un pustiu de bine și o să le dăm și lor link-ul, vedeți că totul este live și interactiv. Așa încât o să mai dau un mail, eventual poate, cine știe, oamenii intră și, așa cum v-am dat și dumneavoastră, primesc și se uită. Deci, imediat, observați, am trimis și link-urile. Bun, nu știu dacă funcționează, uite ce îmi pune Facebook aici, am pune tot felul de minuni. Ah, da, uite, sunt și pe Facebook Live, extraordinar. Îi salut pe prietenii noștri de acolo. Bun. Deci în regulă acum, haideți să ne întoarcem la Zoom. Să vedem ce bănuiel aveți că s-ar putea da în această minunată probă de competențe digitale. Nu o să meargă laptopul, știți cum e. Nu o să meargă netul, cine știe ce o să se mai întâmple. Conectarea la un Zoom, da, crearea unui formular. Păi asta mă gândesc și eu, ceva basic, că nu o să vină nimeni specialist în IT. Classroom, exact, da. Asta o să facem și astăzi, exact. Tot felul de minuni dintre astea. Bun, mă bucur că ne auzim și pe Facebook. Ne ascultă lumea și acolo. Îi salut pe prietenii noștri și de acolo. Invităm pe Zoom imediat, o să-i dau și lor link-ul. Salut pe domnul Toma, care e aici să ne răspundă, bineînțeles. O să arătăm exact și cum se creează un formular și Classroom, breakout, maxim breakout rooms, da, doamna Simona. Tablă virtuală, sigur, o să arătăm și tabla virtuală, da, deci o să arătăm toate minunile astea. Așa, împărțirea pe grupe, da, nu știu dacă se merge chiar așa în detaliu, mă îndoiesc, o să aibă timp să dea detalii, să vă pună să faceți cum împărțiți pe grupe. Word-ul facem în seara asta, doamna Moraru, dar nu știe comisia Word-ul, vă dați seama, da, ce o să știe comisia, ce-i Word-ul, să vă arăt eu, da, îi puteți să-i nebuniți, stați așa să vă arăt, nu mai întrebați de PDI, stați un pic să vă arăt pe Word-ul ce am învățat la curs acolo, da, deci asta puteți să preluați controlul la interviu și să-i zăpăciți cu tot ce știți să le arătați și ea o să zică, gata, domnule, ești prea competent pentru noi, lasă-ne, du-te, ia 10 de aici.
E o tactică bună, să arătați tot ce știți. Așa. Bun, hai mai știți, dacă mai bănuiți ceva, că ar trebui să știți. Așa, felicitări, am spus tuturor, bineînțeles, toate felicitările. Bun, hai să vedem, o seară productivă, da, o seară, doamna Mâza de la Chișinău, prietenii noștri din Moldova, ei nu dau concurs de director, dar vin și ne ascultă de fiecare dată, îi salutăm pe aplecat și cu respect, sunt senzațional profesorii de acolo, ca și cei de aici, da, vin și se uită, evident. Bun, director de grădiniță, da, Kinderpedia, vezi că luni fac atelier, apropo de grădiniță, gratuit, Kinderpedia și livresc, da, e pe site aici, luni seara de la 6, tot e vacanță. Am vorbit cu prietenii noștri de la Kinderpedia și de la Livresc și luni seara, uitați, facem un atelier frumos la ora 6, gratis, apropo de grădinițe. Domnul Rusu e și el pe aici, evident, nu putea rata ocazia. Arătăm și în Excel cum să facem chestionarele alea, arătăm tot ce putem în seara asta. Între timp mai așteptăm să se mai strângă lumea. Bun, deci cam asta credeți că se va da. Așa. Word deja e prea banal și PDF și astea. Mă gândesc că o să meargă pe Classroom foarte mult. Așa. Și minunile astea din Classroom, bănuiesc, o să încerce să arate. Catalog virtual. Păi da, o să vă arăt cum facem și un catalog în Classroom. L-am făcut eu la mine. E simplu, fără niciun fel de costuri. Bine, e basic așa, nu vă speriați, dar se poate face în tabelele alea. Așa, 24 edui pe bani. Eu l-am făcut gratis. Așa, bun. Mai scrieți-mi în chat dacă mai aveți sugestii, că ținem cont de ele. Așa, și puteți să mai dați sugestii în chat despre ce ați vrea să știți în seara asta. O să mai facem probabil un atelier, dacă tot e vacanță acum. Și o să arătăm. Bun. Vreau să vă dau o veste în seara asta, excepțională. Domnul Toma mai știe să lucreze în Livresc. Așa, perfect, sunteți doctori. Nu mă auziți bine? Cred că mă aude toată lumea. Dacă nu mă auziți încă o dată, doamna Patricia, e de la dumneavoastră. Dacă toată lumea mă aude bine și cineva nu, mă aude, evident. Am făcut aici toate setările. Vreau să vă dau o veste în seara asta. O să avem pe doamna Anca Târcă, excepțională doamna Anca Târcă, invitată, da? La cursul de directori. Deci am reușit să facem niște negocieri colosale și practic, haideți să vă arăt. Nu asta vreau să vă arăt, vreau să vă arăt un curs pe care o să-l facem cu dumneai ei. Deci pe lângă cele pe care le faceți cu mine pe 30 noiembrie și 6 noiembrie, am negociat la sânge cu doamna Târcă și va veni pentru proba de interviu cu strategia școlii pe 2 noiembrie la ora 5, da? Să vă explice, de mine v-a săturat să vorbesc numai eu, să vă explice și dumneai ei cam ce ar trebui să faceți la această probă de interviu. Așadar, pe 2 noiembrie la ora 5, cursul e deja pe site, pe cursulprofesor.ro. Cine vrea să se înscrie și cine vrea să participe, evident că acel curs va fi cu taxă, pentru că sunt niște costuri și pentru doamna profesoară și pentru noi. Cursul este aici, da, pe site, așadar cine dorește să participe fie la cursurile mele, fie la cursurile și cu doamna Târcă, evident că voi fi și eu acolo, e pus deja pe site acest webinar pentru directori pe 2 noiembrie. Eu le țin pe 30, sâmbăta viitoare, și pe 6 noiembrie, sâmbăta cealaltă, iar pe 2 noiembrie cu doamna Târcă, așadar denotat cine dorește. În seara asta, cine vrea adeverințe după curs, evident, poate să obține și adeverințe tot pe site, pe cursul profesori. Se poate plăti pe școală, doar îmi trimiteți mail cu datele școlii și CIF-ul și eu vă trimit factură. Da, evident, se poate pe școală, cum am și făcut. Da, deci cine dorește, poate să-mi trimite. Așadar, asta era vestea în premieră pe care o aflați. Am pus-o și pe Facebook aseară. Așa, nu e nicio problemă. Pe 30 faceți cu mine, bineînțeles. Pe 2 faceți și cu doamna Târcă. Nu poate să vină tot timpul. Deci sunt cursuri practic separate. Evident că problematica e aceeași. Dar cine vrea special să o asculte și pe doamna Târcă, nu doar pe mine, pe 30 vine. Bun, gata, începem, dacă toată lumea e ok. Sper că ne auzim și pe Facebook, suntem acolo în direct și în reluare, cum se zice, și dăm drumul la probleme. Mai scrieți-mi în chat dacă doriți. O să încep cu WhatsApp. O să încep atipic în seara asta. O să încep cu WhatsApp-ul, pentru că acum o să lucrați pe WhatsApp, bineînțeles, mai ales cu cei mici. Ok? Așa, și vreau să vă arăt niște trucuri pe WhatsApp.
Așa, exact. Viziuni diferite, problematica aceeași. Așa e, domnul profesor sau doamna profesoară. Bun. Ia să vedeți ce v-am pregătit eu pe WhatsApp în seara asta, să vă arăt trucuri pe care poate le știți, poate nu le știți, dar ideal ar fi să le știți. Bun. Am făcut acum o șmecherie aici, am oglindit ecranul, sigur că o să mă întrebați cum se face, o să vreți și dumneavoastră să faceți. Și n-ați să vedeți acum, practic, ecranul meu de WhatsApp. Da? Și eu o să vă arăt acum cum puteți să lucrați pe WhatsApp cu niște trucuri pe care poate nu le știați. De exemplu, am pus aici în prezentare că vă arăt cum să facem liste de difuzare pe WhatsApp și cum să ne trimitem, dacă vrem, nouă subiectele. Și acum eu o să iau telefonul, după cum vedeți, și o să vă arăt cum facem acest truc. De exemplu, pe WhatsApp am o fotografie, da? Care să zicem că e tema elevului. Da? Eu pot să o corectez sau să fac observații direct pe ea, deci mă duc pe această poză, dacă sunt cu cei mici, și am aici, mai arăt o dată, jos, am aici acest butonaj, acesta de jos, o să-l arăt cu mouse-ul aici, da? Se vede, da? O să pun mai sus așa, să-mi spune, e ok așa. Hai să-l pun în full screen, să vedeți mai bine. Perfect. Și aici să zicem că este tema pe care am dat-o copilului și el mi-a trimis-o pe WhatsApp. Bun. Cu acest buton aici, eu am posibilitatea să o corectez direct pe telefon, să nu mai intru în Classroom. Cum fac? Mă duc și iau cu mouse-ul, mă rog, cu degetul pe telefon, culoare dacă vreau, și pot să fac observații aici. Ia uitați. Da? Deci pot să scriu orice, iar cu butonul ăsta de sus, pot să dau back, să șterg. Deci, de exemplu, dacă vreau să scriu aici foarte bine, da? Pot să scriu cu degetele pe telefon. Și pot să dau și un comentariu dacă vreau să o trimit elevului sau mamei, da? Să zicem că asta ar fi o temă. Ok, bun. La fel, pe această poză pot să fac oricâte observații vreau, să subliniez ce a greșit și să-i scriu un comentariu unde am subliniat sau dacă a greșit ceva. Și la sfârșit, cum o salvez? Am aici butonul ăsta de X sus, da? Se vede, pe telefon. Eventual puteți să faceți cu mine în paralel sau după. Și vedeți că mă întreabă, dacă renunț acum, editările nu se vor salva. Eu le păstrez ca să salvez această poză. Ea s-a salvat și acum ea este editată, după cum vedeți. Evident, eu nu mai editez, ci încerc să o trimit. Da? Am salvat-o. Ok? Și acum, practic, o trimit. Eu mi-a trimit mie. Da? Bun. Deci așa pot să corectez la orice fotografie pe care o primesc pe WhatsApp de la părinți. Tot pe WhatsApp, haideți să vă arăt trucul cu liste de difuzare. Pe iPhone, eu am iPhone, dar merge și pe cum se cheamă, pe Samsung, aveți aici liste de difuzare. Da? Și ce sunt listele de difuzare? Deci avem și grupuri. În grupuri știm toți cum facem. Pe cancelarie. Eu pot să-mi creez o listă de difuzare cu, să zicem, membrii familiei sau cu elevii sau cu elevii din clasa mea. Eu o să-mi fac o listă de difuzare în care trec, ca și membri, mă trec pe mine, mă trec pe sora mea, da? Și mă trec și pe fratele meu. Ok. Ce înseamnă această listă de difuzare? Că această listă care s-a creat cu trei destinatari, da? Eu o să-i dau un nume acum, ca să știu despre ce listă este. Deci mă duc pe telefon și o editez și dau nume și zic familie, da? Dacă trec membrii familiei. Această listă nu înseamnă că mesajele le vor primi, cum să zic, în grup. Le vor primi individual. Dacă eu vreau să scriu acum un mesaj, ok, cineva mă salută pe Messenger acum, ați văzut. Mesajul ăsta pe care îl trimit acum, haideți să vă arăt, nu se trimite pe grup. Da? Ia uitați, eu l-am primit aici, unde am făcut tema salut. Ok? Și, evident, și frații mei, dacă o să vă arăt acum, l-au primit tot așa, ia uitați, aici. Da? Deci, asta ne ajută dacă vrem să fim siguri că mesajele noastre ajung la toți destinatarii și, eventual, ei le și văd. Pentru că așa dacă le pun pe grup, evident se pierd acolo noianul de mesaje și nu mai înțelege nimeni nimic. Așa le pot trimite individual tuturor o singură dată. Deci prin aceste liste de difuzare.
Da, mi se pare interesant și e, la fel, puteți să faceți această listă fie cu colegii din școală, fie cu părinții unde sunteți diriginte, fie cu elevii proprii de la clasă. Eu am liste de asta cu toți și elevii și părinții, evident, și poți să ai și grup cu ei. Da? Faci un grup cu toți, cum avem cu toți, dar listele de difuzare sunt mai, cum să zic așa, mai igienice, în sensul în care nu mai vede toată lumea ce trimiți, trimiți individual același mesaj tuturor. Bun. Afel, pot să-mi fac singur, să-mi creez un grup, eu cu mine însumi, ca la cum se cheamă, ca în filmele cu... Ia uitați, de exemplu, ca să-mi trimit eu singur mesaj, mă selectez pe mine și îmi fac un grup, da? Și zic că îmi trimit link-uri utile, să-i zic, da? Dacă am nevoie să-mi salvez ceva aici. Ok. Și practic, când am nevoie de un link sau da, de ceva interesant ce găsesc să mi-l salvez pentru temă, mi-l pun aici. Și practic îmi trimit mie singur, da, un mesaj și am aici acest folder, cum ar veni, cu link-uri utile, din care fac parte doar eu. Da? Vrea să intre doamna Păvoloiu și nu reușește. Păi ce să-i fac? Uite, vedeți, lumea îmi scrie pe WhatsApp, mai încercați. Ce să-i răspundem? Decât să mai încerce, toată lumea e aici, evident. Lumea îmi scrie în timp real, vedeți. Și așa am creez eu cu mine un grup, da, în care îmi trimit link-urile utile. Păi nu se poate că suntem în curs, vedeți, că lumea vrea acum un link aici, extraordinar, extraordinar, după cum vedeți. Haideți să facem și asta, dacă toți sunteți, o să intru pe mail, incredibil, și vreau un link aici, da? După cum vedeți, totul este live și acum o să intru în link-urile astea ale mele, o să copiez de aici link-ul, ia uitați ce frumos, și acum ai trimit link-ul doamnei pe WhatsApp. N-a mai făcut nimeni asta niciodată la un curs, ia uitați, incredibil, ați văzut, fabulos, și mi-a mai zis o doamnă acum pe Messenger să-i da fel, n-a primit link-ul, deci vedeți cum se lucrează cu telefonul în timp real, n-a primit domnul Luca, ia uite link-ul, nu funcționează, ia uite, merge bineînțeles link-ul, cum să nu funcționeze, extraordinar, oamenii sunt supărați că nu merge link-ul. Evident, merg toate. Ia, uitați, îmi scrie aici. În moment ce sunteți cu toții aici. Bun, îl trimis și doamnei supărate că nu funcționează. Și așa lucrăm pe WhatsApp. Vă place, da? Deci, așa îmi facem listele de difuzare. Cred că v-ați distrat de data asta. N-am văzut ce ați făcut acolo. Așa. Merge și pe WhatsApp. O să vă arăt și pe WhatsApp web, bineînțeles. Dar să văd ce a scris aici. Grupul au mesaje la comun. Lista primește fiecare mesajul lui. Exact. Păi am spus, doamna Ștefan, fiți atentă că de azi vine la curs. Da? Lista de difuzare primește fiecare mesaj individual. Așa, bineînțeles, oamenii înscriu. Da, după cum vedeți, în timp real, nu sunteți și pe Facebook Live. Ba, suntem peste tot live. Deci asta e diferența între grup și lista de difuzare, tocmai ce am explicat. Așa, bun, merge și WhatsApp web. Cum puneți telefonul? E mai complicat, vă trebuie o aplicație care este diferită de la telefon la telefon. Aplicația se cheamă Let's View. Haideți să vă arăt. Asta este aplicația, așa se cheamă, Let's View. Și diferă de la iPhone la Samsung. Trebuie să o instalați atât pe telefon cât și pe laptop sau calculator. Așa, și necesită, bineînțeles, o conexiune pe care să o verificați înainte, adică niște setări pe care să le faceți, nu pot să vi le arăt acum pentru simplu motiv că nu aveți telefonul la îndemână sau nu știu ce telefon aveți. Eu vă arăt pentru telefon. Dacă vreți să o căutați, vă dau un sfat, dacă vreți să oglindiți așa telefonul, să fiți așa profesor modern, cum fac eu acum, o scrieți Let's View, da, căutați și căutați pentru ce este, dacă este pentru Samsung sau dacă este pentru iPhone. Eu am pentru iPhone, da? Și căutați aplicația, uitați-o, o găsiți aici, asta este pentru Samsung. O descărcați atât pe, merge și pe Samsung, evident, crearea listei de difuzare, aveți acolo broadband list. O descărcați aplicația Let's View pentru Samsung sau pentru iPhone și o descărcați atât pe laptop cât și pe telefon. De asta zic că trebuie să vă arate cineva dacă n-ați mai făcut asta, astfel încât să funcționeze. După care trebuie să vă conectați cu telefonul pe laptop
Și așa oglindiți, practic, telefonul, cum am făcut eu acum, da? Astfel încât să arătați, să zicem, colegilor sau cui vreți, lucruri de pe telefon. Dacă nu, e varianta mai simplu cu WhatsApp Web, da? Nu este greșit. Uite, doamna zice că este greșit. Evident, mă ceartă. Nu este greșit. Oamenii nu scriu cum trebuie acolo și mă ceartă pe mine că nu merge codul. Deci, puteți să oglindiți cu WhatsApp Web. Asta știe toată lumea. Explic destul de rar, doamna Florescu. Cred că se înțelege ce spun. Nu pot să explic mai rar de atât, că avem multe de spus. Așa. Cu Telegram, da, puteți să faceți și cu Telegram, dar eu nu folosesc Telegram, că lumea nu folosește Telegram în general în România. Dar pe WhatsApp puteți să faceți așa, cum v-am arătat. Să puneți pe calculator, da? Așa, bineînțeles, îmi spune că nu funcționează, n-am ce să fac. Îi scriem doamnei că nu e de la mine. Ok. Nu funcționează. Așa, bun. Deci așa putem să lucrăm pe telefon. Acum o să opresc oglindirea telefonului, dacă vi s-a părut interesant. La fel, vă mai arăt un truc aici și cu asta închei cu WhatsApp-ul. Ia să vă arăt unde s-a dus telefonul meu. Aici. Dacă vreți să scrieți un mesaj și vreți să oglindiți în trimite poză, da, bineînțeles. Ok, dacă vreți să scrieți un mesaj și vreți să subliniați anumite caractere, haideți să vă arăt. De exemplu, dacă vreți să scrieți bolduit, da? Se scrie așa, cu steluță, mi-am trimite poze că nu poate să conecteze. Vedeți, ca elevii, eu cu ce pot să o ajut că nu se poate conecta doamna? Și dacă vreau să fac așa, incredibil ce se întâmplă, vedeți pe WhatsApp. Așa, și dacă vreau să scriu acest cuvânt bolduit, îl pun așa, între, vedeți, între steluță. Ok, și apare bolduit, după cum vedeți. O să opresc acum WhatsApp-ul, pentru că deja devine supărător. Oamenii mă asaltează cu mesaje, deși noi suntem în curs. Bun, și închid această aplicație. Așa, și practic am arătat ce putem să facem pe WhatsApp pentru început. Interesant? Întrebări? Dacă aveți, ia să vedem. Pe Android se face de la cele trei puncte, da, difuzare nouă. În engleză e broadband. Ok. Așa. Dacă aveți întrebări? Ok, nu aveți întrebări. Foarte interesant. Da, și mie mi se pare. Pentru că putem să lucrați așa mult mai ușor de pe laptop, da? Nu să vă mai chinuiți cu ce știu eu mesajele, le spuneți așa sau pur și simplu vă puteți conecta de pe telefon să-l oglindiți dacă aveți ceva de arătat. Ok. Bun. Doamna insistă, doamna Lucreția. O să-i mai scriu un ultim mesaj și gata. Ok. Vedeți, asta cu, hai să mai explic și asta. Deci, în momentul în care cineva nu se poate conecta, noi nu avem cum să-l ajutăm. Da? O să arăt din nou, domnul Ștefan, cum îmi trimit mie link. Deci, noi nu avem cum să-l ajutăm, pentru simplu motiv că sunt probleme de conectare personale. Dacă domnul Mihăilescu, dacă doamna Istrate au intrat, înseamnă că a funcționat. Dacă n-au intrat, înseamnă că au probleme tehnice. Da? Cei oamenii n-au cum să-i ajute și oamenii se supără și insistă să-mi spună că nu se pot conecta. Mai arăt o dată cum îmi trimit mie link. Nu pot să fac postare programată, Izabela Moș, pe WhatsApp. Pe Samsung pot să fac mesaje programate și pe mail, pe Gmail, o să arăt mai încolo. Da? Dar pe WhatsApp nu pot să fac postare programată. Ar fi fost excepțional dacă puteam să fac. Ar fi fost într-adevăr teribil să-mi programez postările. Știu ce ziceți, exact ca temele. Ar fi fost teribil, da? Așa, cum îmi trimit mie link? Hai să vedem. Să mai arăt o dată chestia asta? Ziceți că e util asta? Să mai arăt încă o dată? Cum îmi trimit mie link? Ok. Da, trebuie să ai numărul personal, exact, salvat în telefon. Ți-l salvezi cu alt nume. Dacă ai două telefoane sau pe același număr, ți-l salvezi, da, cu alt nume. Și sigur, te cauți pe tine acolo. Am arătat mai devreme, dar mai arăt o dată dacă vi se pare interesant. Este interesant pentru că așa nu mai pierdeți link-urile utile, da? Vi le puneți acolo într-un singur
într-un singur loc, adică vi le trimiteți personal. Eu așa procedez, de exemplu, și când am nevoie le iau de acolo. Nu mai stau să le caut prin tot telefonul. Bun, hai să mai arătăm o dată. Intrăm iar pe Let's View. Ok. Facem curs de WhatsApp astăzi, bineînțeles, că ăsta este, este viitorul. Ok. Și intru din nou cu Let's View ăsta, care este excepțional. Încercați. Dacă nu reușiți, întrebați pe elevi. Da? Dacă aveți elevi, mai pricepuți, ei vă ajută, cu siguranță. Și mai arăt o dată șmecheria asta. Îmi trimit mie folderele. Aia, le arătați la comisia asta, interviu și gata. O să uite cum ai făcut, dragă, iar arată-ne și nouă. Le arătați asta și văd de 10 pe loc. Nu vă mai întreabă altceva. Ei nu știu, bineînțeles. Trucuri interesante, evident. Așa. Păi da, vă arăt eu cum vă găsiți, imediat. Da? Deci vă salvați numărul de telefon. Haideți să vă mai arăt o dată. O să vorbesc mai rar, ca să se înțeleagă. Dacă ziceți că zic prea repede. Ok. Deci eu acum mă conectez de pe telefon. O să dureze un pic până se conectează aici cu calculatorul. Păi nu vă regăsiți pentru că nu aveți numărul salvat, doamna Lungu. Probabil că de aia nu vă regăsiți, dar îl salvați cu altă, sub altă identitate. Da? Vă treceți un nume. Da, bineînțeles, nu se va da asta. Se va cere ca la BAC, evident. Eu vă arăt asta apropo de WhatsApp, că am zis să încep cu WhatsApp. N-am spus că se dă asta niciun moment. Durează un pic până mă conectez de data asta. Ok. Ok, haide-mă. Dacă l-am oprit, acum începe mai greu, pentru că am o groază pornită aici, și Zoom-ul, și Facebook-ul, și... Deci, încă o dată, pot să explic așa. Vă salvați numărul în telefon, înțelare de imagine, încadrare în coloană, foi de lucru Excel. Nu cred că vă da așa ceva tehnic, da? Să-i faceți Excel. Nu cred. Nu vă dă așa ceva, rapoarte și interogări pe bază de date. Păi ce, trebuie să vină un om de la Google, da? Ca să vă întrebe așa ceva. Ce credeți? Că știu oamenii de la primărie sau de la HR să vă dea? Nu, cred că vă dă așa ceva cu Office și interogări pe bază de date, nu. Adică o să se anunțe în metodologie, dar mă îndoiesc că o să dea așa de complicat, pentru că, da, domnul Toma, uite, vă dă link-ul, toate versiunile de Windows. Uite, aveți aici link-ul. Dacă cineva vrea să își descarce Let's View, bineînțeles, mersi Cristi, sunt toate versiunile de Windows, Android și iOS. Deci intrați pe acest link și vă puteți descărca puteți și invers să oglindiți, haideți să vă arăt, să oglindiți laptopul în telefon. Da? Deci se poate și așa să se vadă ce aveți pe laptop în telefon, invers decât ce v-am arătat eu. Deci aveți aici două posibilități, vedeți, phone screen mirroring, adică să vedeți ecranul telefonului, și computer screen mirroring, să vedeți oglindit, da, ecranul computerului în telefon. Deci sunt ambele variante posibile. E o aplicație foarte utilă când vrei să lucrezi de pe ambele device-uri, telefon și laptop. Așa, v-ar da conectarea la rețea școlii sau generarea unui hotspot. Da, bună asta. Nu vă da așa complicat, e exclus. Nu cred, adică, în primul rând că n-are cine să verifice dacă ce faceți acolo e bine, că nu stați o oră să faceți chestii de IT. Nu, o să vă dea ceva basic, ceva simplu. Evident, nu o să vă dea ceva să vă prindeți urechile. Așa, cum se face conectarea, da, cum trimiți un link, da, probabil că de astea, cum faci, da, cum schimbi link-ul, cum le dai copiilor, adică nu o să vină comisia și o să vă dea ceva super, super greu. Haideți să mai încerc o dată să o blindesc, l-am repornit, acum am mers mai greu, dacă merge, deci mai spun o dată, salvăm numărul propriu, îl căutăm în agendă și creăm lista de difuzare doar cu noi, adică eu cu numărul meu și în momentul ăla sunt doar eu pus în acel grup, să zic, asta, în acea listă. Și îmi trimit mie singur. Da? O să arătăm cum facem un quiz și un test pe Word, îl arătăm. Da? V-am spus, vă ia cam jumătate de oră să faceți numai asta și nu cred că durează mai mult de 10 minute proba asta de competențe digitale și
Nu cred că face cineva mai mult de atât să vă arate ceva basic, să vă pună să arătați, până faceți un test, vă ia mult. Și evaluarea va fi, din nou, subiectivă, va trebui să vină cu un tabel eventual, nu știu, habar n-am, cu o listă, domne, ce pun să evaluez și ce mi-a arătat omul, știți? Adică e complicat, într-adevăr, de asta zic că nu cred că se va pune foarte mult accent pe proba asta, dar am zis să meargă pe, să fiți pregătiți. Bun, nu se mai conectează acum, ba da, uitați acum, ia să vedem. Ok, a mers. Deci mai arăt o dată cum facem. Da. Eliminare, exact, corect, tot ce se poate. Ok, nu mai scrieți în chat momentan. Ok, ziceam să vă arăt cum facem din nou oglindirea, da? Cum nu oglindirea, cum generăm... Deci mă caut pe mine, îmi salvez numărul, dar m-am găsit aici, da? Eu sunt ăsta și ca să-mi fac un grup cu mine, mă duc pe grup nou, deci îmi caut numărul, îmi salvez înainte, evident, și îmi fac grup cu mine, zic materiale utile. Pot să-mi fac mai multe grupuri, dacă vreau. Materiale utile și materiale inutile. Pot să-mi creez un grup și așa. Și mi-am creat acum un grup cu mine. Și m-am adăugat singur și acum îmi dau singur mesaje de felicitare, de la mulți ani, de astea. Da? Deci atât de ușor se creează. Deci vă faceți un grup cu dumneavoastră. Așa. Am și glume, bineînțeles. Mă felicit la 12 noaptea de ziua mea, da? Da, ce bine că existi, adică îmi dau mesaje de astea optimiste. De asta. Și mi-apar doar mie. Evident, mesajele astea pot să le salvez și le dau copiilor după aia. Mi le iau direct de aici cu copy-paste. Da? Mi le copiez și după aia mă duc și le dau un alt grup. Ați reușit. Gata, doamna Kinga Olariu, ați văzut? Iupi. De-aia facem cursurile astea, să învățăm chestii practice, concrete. Nu vă arată nimeni așa ceva, bineînțeles, la niciun curs. Încercați și veți reuși. Dacă nu reușiți, o să mă sunați. Și cu Let's View ați reușit. Perfect, bravo. Bun, deci asta este cu WhatsApp-ul. Gata, închidem WhatsApp-ul. Am stat foarte mult la povestea asta. Așa. Și trecem mai departe în programul zilei. Bun, permiteți așa, nu permiteți. Se închide totul. Ok. Și ne deconectăm aici. De la Let's View. Deci încercați-o, pentru cei care sunteți amatori de tehnologie, domnul Toma sigur știa șmecheriile astea, că vă sunt utile. Bun, acum nu mă mai lasă să mă deconectez nici de aici. Haideți să-l închid așa. Vedeți? Dacă am stat prea mult, au zis, mă, băiete, gata, numai asta arăți astăzi. Ok, o să fac alt truc. Ok, o să pun asta așa. Cred că nu mă lasă deloc. S-a împământenit aici, s-a blocat aici. Ok. Bine ziua. Nu reușește să se conecteze lumea. Vedeți, în continuare, oamenii au probleme de conectare. Da, am dat control al delete. Nu merge. S-a blocat Let's View ăsta. O să-și revină el. Dacă nu-și revine, o să opresc șeruirea ecranului. Și o să-i dau acum control al delete. Am pornit aici mult, am vrut să vă arăt o groază și acum nu mă mai lasă să-l închid. O să fac eu un truc acum, ca să-l închid. O secundă. Bun. Așa, hai să trecem la clasul, să sperăm că reușim să închidem Let's View-ul ăsta prăpădit. Dacă nu... O să rămânem cu el aici și nu o să mai facem nimic la curs. Da, știu, dar nu merge, nu, pur și simplu nu merge. Am încercat și cu asta și cu control al delete și s-a împământenit aici. Nu pot să-i dau nici restart. Control shift escape, am încercat și control shift escape. Dar mai încercăm. Hai să vedem. Să închid astea, da, că ia uitați câte sunt aici. Bun, gata, am reușit, în regulă. Mulțumesc celor care au avut răbdare. Mersi, Cristi. Bun, deci asta este Let's View. Încercați, exersați. Hai să trecem la... înainte să vă arăt în Classroom, cred că suntem și pe Facebook, nu se știe dacă mai suntem. Hai să vă arăt cum face sondaje cu un site, se cheamă aplicație Poll.
pol.app.do, faceți poluri, sondaje imediat. Deci dacă aveți să faceți o consultare cu părinții, cu elevii, nu trebuie să descărcați nimic. Deci încă o dată se intră pe pol.app, o să vă pun și în chat adresa și o să o vedeți și pe aici pe ce arăt eu. Ok. Și haideți să vedeți ce frumos se fac sondaje aici și o să facem împreună un sondaj. Deci intru pe această aplicație, site, polapp.do, și dacă vreau să creez un nou sondaj, deci aici am să configurez, dacă vreau să-i dau o denumire, uite, fac sondaj curs. Da, sondaj curs. Da? Pot să bolduiesc aici, dacă vreau, pot să scriu în toate felurile, mi-aleg limba din dreapta, e gratuit, deci nu trebuie să... Și evident mesajul, puteți vota aici. Aici pun textul de răspuns, mulțumim că ați răspuns la acest sondaj. Pot să pun o dată limită pentru sondaj, ok. Și acum vreau să adaug întrebarea. Deci salvez acest sondaj și mă duc pe el, că l-am creat. Da, mă duc. El se salvează automat aici, în sondajele astea ale mele. Ok. Și îl configurez dacă vreau. Vedeți? Și mă duc să introduc întrebările. De exemplu, puteți să puneți oricâte întrebări. Da? Sunteți de acord să începem fizic școala? Da sau nu? A doua întrebare. Ați vrea să ne întâlnim online în vacanță, să repetăm pentru BAC? Da? Deci se creează extrem de ușor. Nu trebuie cont. Nu, am spus, nu trebuie cont. Dar nu trebuie cont, nu trebuie să ne registrăm nimic. Se poate și cu Google, bineînțeles, dar e mai complicat să cerem mail-uri acolo, evident că e mai greu. Eu vă arăt ceva foarte simplu. Ați vrea să ne vedem, da, pe Zoom pentru pregătire suplimentară, pentru interviu, de exemplu. Așa, în fine, aveți mai multe variante aici, dacă vreți să le dați copiilor, da, nu. Sunt multe, evident, site-uri unde se fac sondaje. Ok. Și cum îl trimit? Deci ați înțeles principiul, fac aici întrebările, editez și acum îl șeruiesc copiilor, da? Dacă vreau să zic că ăsta este. Fie îl trimit, evident, în chat-ul unde sunt cu ei pe Meet, pe Zoom, pe Clasru, fie îl trimit live, pe telefon, dacă vreau pe WhatsApp, că v-am arătat. Da? Ia să vedem. Vă arăt imediat și aplicația aia, doamna Simona, cu telescop. Vă arăt și imediat și pe aia, da, cu solicitarea feedback-ului. Dar putem să creăm noi un formular de feedback, fie în Classroom, fie oriunde altundeva. Bun, așa. Revenim la acest sondaj. Avem aici rezultatele pe care o să le vedem când elevii termină de răspuns. Da, merge și cu formular Google, dar e mai greu să facem pe Google. Aici vedeți ce simplu a fost și ăsta este link-ul. Da? Asta este link-ul. Imediat vă spun, doamna Simona, imediat. Un pic de răbdare, știu că toată lumea vrea să știe totul acum, imediat. Și practic îl copiez și o să-l pun aici în chat. Da? O să vi-l pun în chat ca să intrați pe el să votați. Să vedeți că funcționează. Aveți puțin tică răbdare. Deci intrați aici pe chat. Da? Ok, și încercați să votați. Imediat mie o să-mi apară rezultatele la acest sondaj. Și să votați anonim, exact ca și elevii. Deci nu se știe cine a votat, nu se știe, da, nici numele, nici clasa, nimic. Pur și simplu votați în mod clandestin, ca să zic așa. Și evident eu mă uit la rezultate aici. Da, le păstrez în contul meu. Nu, eu mă loghez cu un cont, evident. Eu mă loghez, elevii nu se loghează. Eu mă loghez cu un cont de mail sau de Facebook. Da, eu da, când îl creez. Și se păstrează rezultatele aici, în cont. Ia uitați cum s-a votat. La prima întrebare, să începem fizic școala. 26 de voturi, da, 13 nu. Ok. Să ne vedem pe Zoom la pregătire, da, nu. Observați, da? Și pot să văd în detaliu aici desfășurătorul ăsta. Bun. Deci cam așa puteți să faceți rapid un sondaj pe poll. Se creează în 10 secunde. Evident că puteți să faceți și pe Google și pe alte aplicații. Pe Quizizz, de exemplu, putem să facem sondaj. Haideți să vadă dacă tot am zis de Quizizz. Bun. În Quizizz, la fel, mă loghez cu contul meu de școală sau privat.
Ok? Hai că nu m-am mai logat de mult aici. Ok. Și am și aici varianta să fac sondaje. Aici. Deci după ce m-am logat, am aici varianta să creez un quiz, dar am varianta să creez doar sondaj. Ia să vedeți un poll. Și pun la întrebări de tip sondaj. Imediat vă arăt și aici. Avantajul aici este că pun eu întrebările, nu le-am regenerate. Și uitați, aici am poll. Da? Deci pe lângă întrebările grile, nu ce administratorul de test să aibă cont. Nu, doar eu îmi fac cont, da? Cel care fac. Și ia, uitați, am aici întrebarea. Da? Și pot să-mi întreb, da? Ce notă ați da acestei prezentări, să zicem, da? Și aici pot să dau pe bune note, da? Și zic, varianta 1, între 5 și 6, dacă vreau să am supărerea, între 7 și 8, deci pot să pun și așa, între 8 și 9, 10 plus, bineînțeles, așa. Deci nu există răspuns corect. Poți să las timp de răspuns pentru întrebare, ok? O să vi-l trimit, să vedeți că funcționează. Și elevul va vota sau nu vi-l mai trimit. Mai pun o întrebare, tot poll. Merge perfect să faceți aici, da? Cum apreciați? Așa, vreți să vă dau link-ul de la quiz-ul editor? Vă dau link-ul imediat, dar nu vă ajută foarte mult deci, ca elevii. Cum vedeți ceva, vreți și dumneavoastră link-ul, ce să faceți cu el? Vă arăt cum se face, nu vă ajută link-ul cu nimic, sunteți formidabili, de-aia fac eu cursurile astea, că mă distrez copios. Cum apreciați umorul formatorului, bineînțeles? A, bineînțeles, trebuie să punem întrebarea asta. Așa și la fel. Nota 10, nota 2, o să dau doar variante, așa. Și haideți să zicem, am antrenat, eu aici pot să pun 10 întrebări. Avantajul acest tip de quiz că este că eu fac întrebările, el rămâne salvat aici în My Library și eu pot să-l editez de oricâte ori. Dacă vreau să schimb întrebările, iau ta, sau să adaug altele și să-l trimit copiilor, da? Pot să-l editez de oricâte ori. Și, practic, să zicem că ăsta este quizul și ca să-l trimit elevilor, deci eu întrefac cont pe Quizzes și în momentul ăla pot să editez și teste și lecții. Am mai făcut, mă rog, prezentării ale acestei platforme minunate. Bun, și acum o să mai fac dacă e nevoie și e interes. Selectez cărui nivel de studiu se adresează. Trebuie să selectez ceva aici ca să fie selectat, că altfel nu mă lasă să-l public. Da? Ok, am creat contul și acum pot să-l joc live. O să-l dau ca temă. Ca temă pot să-l dau direct în classroom acest sondaj sau îl dau cu link. Da? Deci dacă intrați acum pe link-ul ăsta pe care vi-l dau și puneți acest cod, oricine poate să voteze. 3, 6, 5, 1, 4, 6, 8, 6 pe joinmyquiz.com sau pot să vă share-uiez link-ul direct, așa cum am făcut acum, sau să vi-l pun în classroom direct. Ia uite, îmi selectez clasa căreia vreau să-i trimit acest quiz, acest, mă rog, formular, și trimit direct în classroom acest link. Sau, evident, în chat-ul de Meet, dacă sunt cu ei pe Meet. Deci sunt mai multe mijloace. Sau îl joc live. Uite, eu o să-l joc live acum, dacă vreți să vedeți cum apare. Da? Și... Ok. Și aici, uite, vedem deja rezultatele, au votat. Da? Domnul Toma, bineînțeles, doamna Costina, Meme, Ion, și văd cum a votat. Ia să văd, domnul Toma, ce a zis acum aici? A zis așa și așa, 10 plus, bla bla bla. Deci, vedeți, s-a votat, da? Și rezultatele apar aici, imediat. Ele generează automat aplicația. Dacă vreau să le am așa pe nume, cu nume și prenume, da? Dacă vreau să le am anonime, pot să le zic că copiilor să nu-și treacă numele lor adevărat, să-și treacă nickname-ul și atunci nu știu cine a votat. Da? Da, domnul Antonie, este și concret. Am spus că facem competențe digitale. Da? Asta facem în seara asta. Concret, pe interviu, vă arăt competențe. Dacă vreți să arătați asta la interviu.
Este foarte concret ce arătăm aici, da? Sunt lucruri practice. Dacă le știați, sigur, vă plictisim și înțelegem supărarea, dar lumea, dacă e interesată, eu continuu să arăt. Ok, nu mă pierd în detalii, vă asigur, explic fiecare lucru așa cum am planificat. Bun, și am zis că tema este la competențe digitale la interviu. Bun, lumea e supărată, nu se știe ce vrea să prezentăm, dar domnul Antonie e supărat. Îl invităm să susțină dumnealui o prezentare, dacă dorește, să ne spună ceva concret. Bun, ne întoarcem pe Classroom. Ok. Am terminat cu sondajele și vă arăt și cu telescop, tot concret, cum facem sondaje pentru a cere părerea colegilor, profesori sau elevi. Da? Deci telescop e o aplicație gratuită, făcută de o profesoară de matematică din Buzău, doamna Monica. Trebuie doar să mă loghez cu un cont. Am mai prezentat aplicația asta în cursurile mele. M-am logat cu un cont, practic mail-ul meu personal. Și ce mi oferă telescop? Ce mi oferă? Mi oferă niște formulare presetate. Bineînțeles, eu pot să mi le aleg în funcție de ce vreau să fac. Și o să vi le prezint așa pe scurt, concret. Pentru că la interviu, de exemplu, puteți dumneavoastră să inițiați o discuție. Uitați cum am gândit eu să fac feedback-ul. Folosesc două aplicații, folosesc alte aplicații. Bun, deci am formular despre autonomia în învățare. O să vi le arăt așa un pic. Am formular despre la final de semestru, la final de capitol, după evaluare, la final de an, la final de oră. Bun, și la final de oră online. Ele sunt cu întrebările presetate. Eu o să selectez, de exemplu, acesta cu la final de oră online. Da? Ca să vedeți cum apare. Și o să zic feedback curs online. Ok. Pot să presetez întrebările în minutele a cât să le răspundă colegii. 10 minute, jumătate de oră, o oră, două ore, o zi sau fără expirare. Și practic, când creez acest formular, mi se generează un link. O să vi-l trimit acum ca să vedeți cum răspunde. Și o să răspund și eu. Haideți să răspund eu prima dată ca să vedeți cum apare acest link în chat-ul elevului. Ok, stați că nu am copiat și T-ul ăsta, vedeți, trebuie să copiez cu atenție. Așa. Și practic le dau link-ul elevilor sau profesorilor sau cui vreau eu. Și uitați că pe mine nu mă întreabă acum nimic aici. Cine sunt, cum mă numesc, de la ce școală sunt. Ți-au fost clar obiective anunțate de profesor și eu pot să votez. Da, mult, mediu, puțin, foarte puțin. Credeți că explicațiile au fost utile? Votez. Ai posibilitatea această materie să răspunzi? Mult. O să pun și în chat cine vrea să-l facă cu mine. Am pus acum. În ce măsură consider că atmosfera generală din clasă reflectă o relație de comunicare și sprijin reciproc? În ce măsură la materia asta ai face efortul să te pregătești pentru un test care nu ar avea notă la pus în catalog? Ai putea să propui o sugestie, metodă care ar funcționa mai bine la clasa voastră? Și el poate să și scrie aici, da, sugestia. Ok, să trimită. Ai putea să menționezi câteva idei pe care le-ai reținut din această oră? Și la fel, elevul sau profesorul poate să treacă aceste idei. La finalul orei sunt clar pașii pentru ora următoare, un cuvânt care să exprime starea pe care o ai. Deci putem să și testăm reacția elevului înscris, nu doar să voteze. Și vedeți că a votat, nu i-a cerut nimeni nume, prenume, da? Și rezultatele apar imediat aici în contul meu. Ia uitați, feedback de răspuns. Eu dau un refresh aici și deja am 3 răspunsuri. Când mă duc pe ele, nu mi-apare cine a votat, cine a răspuns. Mi-apar doar procentele. 60% au ales mult, 80% au ales din nou mult, 40% au ales foarte mult. Foarte utilă, într-adevăr. Doamna Avram îl folosește. Da? Bun. Și evident și am și răspunsul. Ia uitați, foarte bine. Deci un formular de feedback excelent acesta. Nu mai trebuie să-l creați dumneavoastră. Evident, puteți să-l și creați pe Quizzes, pe Google Classroom, pe formularele Google. Puteți să vă creați propriul formular. Dar asta este deja aplicația. Da? Deci puteți, încă o dată, să alegeți orice formular de aici. Este foarte bun telescopul. Eu îl foloseam dinainte de pandemie, că nu știa lumea de el. Foarte, foarte bun. Între timp l-a mai dezvoltat doamna Monica. Ia uitați și aveți și întrebările ca să le vedeți înainte. Da? Este excelent. De-aia și promovezi. E aplicație românească, e gratuită. Mai lăudăm și pe colegii noștri care fac lucruri minunate.
Bun, și aici aveți întrebările, observați. Aveți și atelier, formular de feedback pentru telescop. În regulă. Bun, deci ați notat pe listă și această aplicație, pentru că e utilă, ceva concret, cum zicea domnul Antonie, să prezentăm, să nu vorbim degeaba aici. Așa. Evident, mai glumim aici, între noi suntem, dar ne deranjează un pic atitudinea asta. Adică noi facem aici niște eforturi să arătăm lucruri concrete la sute de oameni și vine cineva și spune că nu-i place. Păi să se ducă, să închidă, să vadă unde vrea. Adică nu e nicio supărare. Noi nu avem niciun șef aici și lucrăm pur și simplu în beneficiu profesorilor. Dacă cineva nu e mulțumit, te închide și pleacă. Nu ține nimeni cu forță aici. Adică dacă consideră că nu e util, nu trebuie să vină să ne certe. În regulă, pentru că nu e frumos, în primul rând, și nu e colegial. În regulă. Bun. Deci ăsta e telescop și vreau să vă mai arăt. Da, evident, e foarte tare telescop, faceți-vă cont și zic că la interviu puteți să spuneți chestiile astea. Dom'le, uite, eu folosesc telescop. Chiar dacă nu arătați. Are aplicație, are formulare, adică ați învățat ceva și pe care puteți chiar și utiliza, nu doar că știți că există. Exact. Bun. În regulă. Mai departe, ziceam că vă mai arăt pe Zoom. Hai să vă arăt cum faceți un link de Zoom permanent. Da? Din nou, ceva practic util pentru domnul Antonie. Da? Ceva util pentru proba de interviu. Cum generez un link de Zoom care să fie permanent, să nu-l mai schimb. Da? Să nu-l mai schimb niciodată. De exemplu, aveți meditație cu elevii și nu mai faceți mereu un link de fiecare dată. Haideți să vă arăt cum faceți și șmecheria asta. Să ziceți că aveți matematică, îi dați un nume aici. Ok. Ia uite, evident, doamna Dedu a și făcut pe Paul o aplicație, o întrebare. Asta, de asta fac cursurile astea, ca cineva să le și folosească. Că altfel, sigur, eu le știu și nu mă interesează să le repet de 100 de ori. Dacă 10 sau 20 de oameni folosesc după ce am prezentat eu aici, mă declar mulțumit. Ok. Deci, clasa a doua. Nu, domnul Antonie, nu mă pierd în detalii. Le prezint exact cum trebuie să fie înțelese. Nu e nicio ofensă, dar mă deranjează când cineva are impresia că poate să facă mai bine. Asta e toată șmecheria. Bun, matematică clasa a doua. Ca să fac link permanent, bifez aici recurring meeting, adică întâlnire recurentă. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să rețineți. Da? Deci bifez recurring meeting. Așa. Domnul Antonie, vedeți că aici sunt fanii mei, doamnele, nu vă puneți, da? Deci dacă vreți să intrați în gura doamnelor, da? Ușurel, da? Nu vă mai puneți cu colegele noastre, așa încât abțineți-vă, dacă nu vreți să intrați în gura colegilor, că acum deschid microfoanele și o să vedeți și o să pățiți, evident. Așa, glumim, bineînțeles, nu m-am supărat, doar am făcut niște remarce, da? Bun, deci bifez recurring meeting. Primul lucru. Puteți să faceți în paralel cu mine ca să învățați concret. Asta vă notați. Vedeți că n-am setat aici nimic, nicio oră, nicio zi. Nu m-a interesat. De ce? Că eu fac link permanent. Dacă n-aș face link permanent, să stau de fiată, să pun ziua, data, ora. Da? Și atunci bifez recurring meeting și aleg de aici, foarte important, no fixed time. Deci mă duc pe recurrence, daily, și bifez no fixed time. Ia uitați. Și acum pot să-mi pun parola, deci nu las cifrele astea, cum fac eu, pun parola curs. Și această întâlnire, asta e tot, deci sunt trei pași. Încă o dată, recurring meeting, bifat, aici. Da? Bifez nu, neapărat aici la recurrence, no fixed time, deci ultima căsuță. Și la parolă o schimb și îmi pun ce parolă vreau, curs. Și acum salvez. Și ia uitați, când o salvez și mă duc să dau link-ul, haideți să vă arăt cum apare, la copy invitation, ia uitați ce mi-apare aici. Haideți să vă arăt să ștergeți și astea de aici, să nu mai apară telefoanele alea. Eu le-am lăsat acum, dar mă duc din nou să o editez și bifez aici cum se întâmplă întâlnirea. Se întâmplă așa, computer audio. Boss nu-mi trebuie amândouă, adică telefon, că nu intru. Da? Telefonul nu e de fapt telefon, e dacă vreți să sunăm internațional, în America, în fine. Bifez computer audio. Aici pot să bifez mute participants upon entry, să intre pe mute, da? Și am opțiunea să bifez automatic record meeting, să se înregistreze automat. Da?
Eu de regulă nu bifez, că mai stăm de vorbă și bifez când începem efectiv cursul. Dacă vreți să bifați de la început, puteți să bifați. Așa. Și în momentul când am dat save, vedeți că am și breakout rooms aici. Da? Deci breakout rooms pre-assign e doar cu abonament. Haideți să arăt și asta. Pentru abonați, avem opțiunea asta să fac camere, că tot ziceați de camere. Camera 1, da? Și pot să-mi trec elevii aici, în camera 2. Sau să import, dacă am. Ok. Deci, o secundă. Deci să creez o cămăruță. A, nu pot pentru că am pasta pornită. Ok. Deci așa îmi creez camere. Ba da, pot. Și adaug participanți aici. Maria. Da? Da, e mai ușor așa, sigur. Veniți cu laptopurile, doamna Simona. Și arătați ce folosiți, bineînțeles. Și așa adaug, vedeți, în cameră elevii. Acum, când am salvat, că asta mă interesa să vă arăt, când am salvat această întâlnire și mă duc pe copy invitation, ia uitați ce apare aici, da? Apare this a recurring meeting anytime, deci nu mai trebuie să generez niciodată link-ul, da? Și acesta este link-ul pe care îl iau și la fel mă duc și mi-l pun acolo pe WhatsApp și știu, pregătire la matematică cu elevii și de fiecare dată le dau acest link, da? Sau mi-l pun pe desktop undeva și de fiecare dată intru pe acest link. Nu mai trebuie să fac alte setări. Da? E utilă asta că toți folosim Zoom și ne pierdem de fiecare dată să dăm link parole, folosim un singur link dacă am la clasă aceeași poveste. S-a înțeles? E clar? Bun. Dacă s-a înțeles, mergem mai departe. Bănuiesc că știați asta. Dacă nu știați... Bun, ce mai aveam aici? Lista de difuzare v-am arătat, sondaje v-am arătat, așa, o temă și o dată anume. Aici am pe clasă acum, merge și pe... Păi nu, pe Meet nu merge, că noi suntem pe Zoom acum, pe Meet nu merge așa ceva, doar pe Zoom, de-aia Zoom este net superior, se vede mai bine, se aude mai bine, așa, în fine. Bun, hai să continuăm. Să arătăm pe Google Classroom, că acolo va fi bătaia peștelui. Acolo o să vă dea teste și să faceți și după aia ne ocupăm și de Word-ul un pic. Bun. Tot nu-mi dau seama dacă suntem și pe Facebook, n-am mai verificat, sper că sunt auziți și acolo. Da, bineînțeles, merge și varianta gratuită, dar dacă îți trebuie să faci cursuri, evident, abonamentul de, pot să vă zic și asta, de 100 de 100 de persoane este $17, 73 de lei pe lună, dar dacă vrei 1000 cum am eu, costă $100 pe lună. Da? Deci asta este abonamentul practic nelimitat, 1000 de persoane. Cel de 100 îți permite, da, să faci oricâte ședințe cu maximum 100. Pe Classroom, da. Păi, o să vă întrebe, știți cum e. O să vă întrebe, ce platformă folosiți? Teams. A, bine, ia să vedem pe Teams. Dacă știe fata de la HR, dacă știe ceva despre Teams, o să vă întrebe. Dacă nu, ce știe? Habar n-avem. Dar majoritatea folosesc Classroom, de asta zic că probabil o să vă întrebe din Classroom, dacă, repet, așteptăm metodologia, să zică ce trebuie să conțină proba de interviu. Nu, numele copiilor, Dana, salut pe Dana Fazacar, bineînțeles, e aici, de un an de zile, numele copiilor le adăugăm, așa. În 2016, cine știe ce s-o fi dat la primul interviu, atunci nu era digitalizarea, dar evident că o să te întrebe pe ce lucrezi, dacă tu lucrezi pe clasă, nu o să-ți dea un test din Microsoft Teams, că n-are sens, n-are logică, nu? O să vă întrebe, după ce lucrați voi aici, colega? Păi noi pe Classroom, bine, ia, uite, mergi la laptop și arată-ne o chestie. A, nu poate să vă dea ceva foarte greu. Bun, și haideți să ne ducem pe Classroom acum, să arătăm pe Classroom niște trucuri, ce ar putea să vă dea, sau ce e util așa. Nu te ține mult, pentru că în 60 de minute trebuie să faci și interviu, să prezinți și PDI-ul, da, să discuți și cu comisia, să răspunzi la întrebările alea pe care ei ți le-au pregătit, să faci și competențe. Deci, da, o să apară metodologie cât timp va fi proba de competențe. N-au fost în 2016, așa e, da. N-au fost competențe atunci, că atunci nu e la lumea cu digitalizarea și, evident, n-avea ce să te întrebe prea mult, că nu lucram online. PDI-ul, 5 pagini. Deci, la interviu prezentați strategia de dezvoltare a școlii într-un rezumat de 5 pagini. Da?
Atât, 5 pagini rezumate. Evident, nu veniți cu tot tacâmul de 60 de pagini, că nu se uită nimeni la ele. 5 pagini, le copiați, le trageți la Xerox și le dați fiecărui membru al comisiei câte un exemplar, așa, ca să spunem ceva concret legat de interviu. Și, evident, nu vă apucați să turuiți ce a scris pe a 5 pagini. Veți prezenta liber și veți avea o discuție, da? Despre strategia de dezvoltare, rezumatul ei, că nici pe aia nu aveți timp să o prezentați într-o oră de a fi rapăr, da? Bun, deci cam asta. Nu cred că trebuie să pregătiți o prezentare detaliată nici a strategiei, nici pe competențe digitale. O să vă întrebe probabil spontan niște lucruri. Habar n-am, depinde, am spus, ce va scrie metodologie și dacă se va da vreo listă, un to-do list din ăsta, domnule, trebuie să întrebați asta, să vedem dacă știu oamenii, să trimită link-ul, să genereze link-ul, să facă o temă. Nu știm, pentru că nu s-a publicat. După ce se va publica, mai facem un curs gratuit și le luăm după metodologie, da? Și vedem exact cerințele lor. Acum doar arătăm pe Classroom, bâșbâim așa și arătăm ce putem face. Bun. Vedeți că MIT a schimbat aici, Classroom a schimbat aici povestea. Între 15 noiembrie și 8 decembrie este proba. Fiecare va fi anunțat în funcție de școală și planificări. Da? Va apărea, am zis că cu 15 zile înainte, deci în jur de 1 noiembrie, va trebui să apară o metodologie clară, cum se va susține interviul, adică ce va cuprinde în ora aia, că nu poți să vorbești doar despre un singur subiect, deci va apărea, va fi filmat, vor fi observatori, da. Nu cred că vor aduce clarificări, da, evident, nu crede nimeni acum, dacă apare exact o zi înainte de interviu, ca la proba scrisă, ne-am scos cu toții, evident. Da, îmi place că glumiți. Așa, bun. Vedeți că au schimbat situațiile alea, o să le trageți eventual de pe bilețele. O să apară situații, mă gândesc că așa vor fi, da? O să apară cu bilețele ca la examen, da? Și o să zic că ia, întreabă-i la centrul ăsta 5 întrebări. Habar n-am cum o să fie. Deci asta așteaptă metodologia, nimeni nu poate să știe. Așa, bun. Deci au schimbat cei de la Google aici, au pus link-ul de Meet aici. Link învechit, întreabă dacă vrei să-l schimbi. Vedeți? Poți să-i faci upgrade și poți să-l schimbi de aici. Să gestionezi link-ul, să-l faci invizibil. Este și setarea în dreapta sus, dar probabil că ați observat-o aici, mult mai practică, au pus-o aici, dar o găsiți aici, în dreapta, la setări. Haideți să arăt mai încet, că eu le arăt cam repede și nu o să înțelegeți. Bun. Deci, sunt pe Google Classroom și vreau să-ți arăt comisiei cum trimit link-ul și cum îl schimb. O să o fac de aici, dar de aici o să fie un pic mai... Da, ba, merge și de aici, da? Deci l-am pus aici. Deci am link-ul și codul. Sau din dreapta sus. Cum resetez codul pentru curs? Așa. Deci s-a schimbat codul dacă vreau să dau alt cod elevilor. Sau pot să schimb direct link-ul. Mă duc pe gestionați și de aici mă duc și... fac upgrade la link. Și s-a schimbat link-ul acum. Puteți să faceți asta de oricâte ori doriți. Nu se întâmplă absolut nimic. La fel, puteți să gestionați asta, să faceți vizibil link-ul sau invizibil. Vedeți că acum el nu este vizibil pentru elevi. Și puteți să faceți vizibil în momentul în care intrați în clasă. Sau în pauză. Și faceți așa. Aceleași setări le găsim și în dreapta sus aici, pe rotița asta. Ok, uitați aici, afișați codul cursului, puteți în flux să le permiteți elevilor să comenteze în flux, da? Dacă nu vreți să se umple acolo fluxul de comentarii, multe și inutile, puteți să închideți comentariile, vedeți? Numai profesorii pot posta sau comenta, ok, se vede în dreapta sus, haideți să vă mai arăt odată cum se vede aici, în dreapta sus este rotița asta de setări, da? O vedeți, da? Unde sunt eu cu mouse-ul. În dreapta sus, la orice curs, la orice clasă Google, este această rotiță, doamna Neagu. Și când dau click pe ea, mi-apar detaliile cursului. Și asta vreau să vă arăt, că poate vă întreabă, da, cum schimb link-ul, cum îi las să comenteze. Habar nu avem, da? Hai să zicem că vă întreabă așa ceva. Deci, puteți să opriți comentariile, numai profesorii pot posta sau comenta. Sau elevii pot să posteze și să comenteze, dacă vreți. Da? Sau elevii pot doar să comenteze, fără să posteze. Bun. La fel, aici, la gestionarea link-ului de Meet. Când vă duceți pe el, vedeți că apare copiați, resetați sau excludeți. Resetarea înseamnă că îl schimb.
și acum am generat alt link. Elevii n-au nicio implicare aici, pentru că ei când vor intra în clasă vor vedea link-ul schimbat. Ei nu vor ști că avea altă terminație. Vor vedea doar că e schimbat. Da? De exemplu, dacă să nu intre alți elevi prin clasă, străini. Și aici îl puteți face vizibil sau nu. Da? Și dați pe butonul de salvați în dreapta sus să salvăm această setare. Și acum ia uitați, link-ul este schimbat, nu este vizibil pentru elevi. Da? Și acum puteți să vă duceți din nou pe gestionați aici și să-l faceți vizibil. Și gata. Și puteți să-l resetați din nou. Nu se întâmplă nimic. Puteți să resetați, vă jucați așa de 100 de ori. Nu se întâmplă absolut nimic. Acum link-ul este schimbat și vizibil. Da? Deci asta cu link-ul. Bun, pentru că este la activitate. Acum ne ducem la persoane, la elevi. Elevii sunt trecuți aici în clasă frumos. Și mai zis să vă arăt cum puteți lucra mai eficient decât să puneți în flux. În flux ce înseamnă? Să punem aici tot felul de anunțuri și se va popula la un moment dat acest flux și nu va mai înțelege nimeni nimic, nu va mai găsi nimeni nici tema, nici anunțurile. Nu, mult mai simplu este să lucrați așa. Când aveți de făcut anunțuri pentru toți, vă duceți pe elevi aici, la persoane și îi selectați pe toți, da, observați, din aceste acțiuni. Și când vă duceți pe acțiuni, ia uite așa aici, trimiteți un e-mail. Și dau click pe trimiteți un e-mail. Și mi se deschide Gmail-ul, ia uitați, mi-a pus pe toți elevii din clasă aici, în BCC. Și acum eu pot să trimit un e-mail, da? Așa, cu tema sau cu materialele, da? Dacă am ceva de încărcat. Aveți o temă aici. De ce? Pentru că pe e-mail nu mai au scuza că li se pierde, da? Informația, că n-am văzut doamna pe Classroom. Și acum eu pot să încarc aici orice. Gmail aici funcționează exact ca și Classroom. Deci puteți să încărcați link-uri, fișiere, ia priviți. Deci pot să încarc fotografii, pot să încarc link-uri, să inserez link-uri de pe internet. Uite, o să inserez link-ul site-ului de YouTube, canalului de YouTube pe care îl avem. Și îl pun aici, pot să pun și un text și pun adresa link-ului. Ok, vedeți că am pus canalul de YouTube și zic, uitați, urmăriți acest filmuleț de pe YouTube. La fel, pot să inserez fotografii, da? Pot să inserez aici o fotografie, dacă am nevoie. Deci funcționează exact ca și Classroom. Pot să editez textul și să scriu ce trebuie să facă. Vă rog să, da? Aici, deci după ce vreau să dau Enter aici. Asta pot să o fac mică, după cum vedeți, și să trag de ea și să o mut de aici, fotografia. Și după aia pot să scriu în acest mail, da? Ceea ce vreau eu să ajungă la elevi. Bun, aici m-am jucat și am modificat ăsta. Ok, mă duc din nou și îl copiez și șterg aici și îl pun din nou. Ok, bun. Și pun acest link, cum am zis. Și acum că am zis că să programăm la un anumit moment al zilei această temă, acum e vacanță, bun. Pot să trimit acum tuturor această temă sau pot să programez trimiterea la o zi și o oră ulterioare. Deci, mă duc pe această săgeată de lângă trimite, programez trimiterea mâine dimineață sau aleg eu ziua, data și ora de Crăciun. Le zic la mulți ani, Crăciun fericit, fie ca sărbătorile să te găsească. Și eu o să zic, ia uite, doamna s-a gândit la mine de Crăciun. E bine că v-ați gândit înainte de Paște, de Crăciun. Și vă alegeți orice zi doriți aici, priviți. 24 decembrie, la ora 20, veniți cu plugușorul. Da? Și acest mesaj v-ar primi copiii pe mail în 24 decembrie la ora 8. O să vă sune, o să vă mai strate și notează acolo. Doamna, mulțumim, dar ce am făcut, o să zică doamna strate? Păi ne-ați trimis să... Urări de Crăciun, l-am pus încă din martie, am și uitat de ele. Am fost la curs și n-am învățat nimic acolo și le-am pus încă din martie urările, așa. Bineînțeles, se pun ele în BCC singură, nu le-am pus eu, da? Ei, doar ei au primit, exact, pentru cine nu știe, în BCC le primesc individual. Dacă le pun la CC, le primesc tot, dar le-a pus automat aici, în BCC, da? Google. Și așa putem programa această trimitere. Pe vacanțe, la început de săptămână, foarte practică, stai, îl folosesc, câteodată și uiți ce ai trimis, te trezești, te întreabă, dar când trebuie să dăm tema aia? A, ați trimit-o, deci, bun, bravo, perfect.
Deci așa merge asta, le arătați la comisia asta și gata, nu mai vă întreabă nimic, s-a terminat șmecheria. Așa puteți să vă gestionați agenda foarte ușor. Da, bineînțeles. Eu glumesc aici, nu știe nimeni ce va cere comisia să arătați. Bun, anulezi programarea asta. Chiar dacă o programați, o puteți anula oricând până la data trimiterii ei. Vă duceți. Da, haideți să o programez acum și să vă arăt cum o și anulați. Uite, programez la 8 și 10 și acum ea va fi programată. Unde o găsesc? O găsesc aici, în Gmail-ul meu. Și eu pot să o modific, să o recorectez, să o anulez, să o șterg. Acum se salvează. Da? După care mă duc și văd ce am făcut acolo. Așteptăm să se încarce, după cum vedeți. E mult de lucru aici, toate astea pornite. Așa. Haide, bre, te mai încarci azi? Bun, încarcă, gata. Și o găsesc aici frumos. Mă duc în temele astea la 9A. Ia să vedeți, în mail-urile mele, de fapt, nu la 9A. Aici, în Gmail. Am programate, uitați aici. Da? Deci mă duc în mail-ul meu de la școală și am programate. Deci trimise, amânate, nefinalizate. Programate, ăsta e, salut, aveți o temă aici. Acum eu mă duc și o șterg. Anulez trimiterea dacă vreau să o anulez. Sau pur și simplu, da, selectez și o șterg de tot. Mă duc aici, da? Și dacă vreau să o șterg pur și simplu, da? Anulez trimiterea, da? Și apare ca mesaj nefinalizat acum și practic o șterg de tot. După aia mă duc și le șterg și din trash de aici, din gunoi, da? Mă duc și șterg și de aici, selectez și șterg definitiv. Mai fac curățenie, după cum vedeți. Bun, deci așa putem să lucrăm cu Gmail, să programăm teme, să programăm exerciții, să programăm mesaje de Paște, de Crăciun, de Revelion, încă din timp. Atunci nu mai aveți treabă, că stăteți cu sarmalele, cu căltăboșii, cu răcitura și toate neamurile o să primească mesaje, bineînțeles, mail-ul de-al noastră. Bine, mulțumesc, dragă, că te-ai gândit și la mine, da, apreciez, evident, la cancelarie, la colegi, la elevi, la toți, deci puteți programa mail-uri din timp. Și practic o să fiți bine văzuți. Bun. Tot în Classroom, mai facem și câte o glumă proastă, așa, că na, nu putem să stăm doar așa serioși. Bun, între timp lumea îmi scrie că nu merge codul, că deși sunt 400 de oameni aici, lumea îmi zice că nu merge codul. Incredibil ce se întâmplă. N-am cum să-i ajut, din păcate. I-aș fi ajutat, dar ar fi trebuit să fac pauză aici și să-i sun, să le arăt cum merge. Bun. Tot pe Classroom, că am zis că mai arătăm niște trucuri, ce v-ar putea să vă mai dea? Să zicem, ok, mă duc aici, tabla vieții, Jamboard-ul, da? Cum faci o tablă? Deci fie o deschizi de aici pur și simplu, da, din Classroom, așa, și te-a pus să scrie aici, da? Atingeți cu plus aici ca să faci o tablă nouă. Ok. Și sigur că pe tablă tu poți să pui text, imagine, notițe, da? Dacă ți arată să faci așa ceva, toată lumea știe deja. Așa. Provocarea funcționalității codului propuse de noastră e parte din proba de competențe. Nu știu dacă e parte, dar le arătați dumneavoastră că te știți acum. Cursul rămâne, doamna Natalia, pe YouTube, pe canalul pe care v-am zis, da? Pe cursul profesor, e gratuit, rămâne acolo. Da? Deci îl vedeți de oricâte ori. O să încerc să-l trimit și pe mail dacă v-ați registrat pe mail, în regulă. Nu știu, încă o dată vă zic ce vă arată, dar dacă tot vă prindeți laptopul ăla, da? Să zicem că vă trimite la laptop, vă apucați să le arătați tot ce știți, nu? Ca să arătați că știți, că lucrați, nu stați să vă întrebe ei acolo, domnule, cum faci aia? Arătați, uite cum schimb și link-ul, cum fac și tema, cum programez și aia, cum le dau acces elevilor pe Jamboard. Și aia o să zică, gata, ne ajunge, ne-am lămurit, știți, doamna profesoară, în regulă. Așa, dacă aștept te întrebe ei, poate te prinde în offside, ca elevii, știți. Elevul care e impetuos și ți arată ce știe să facă, lași să-ți prezinte, zic și eu. Acum nu știu ce metodologie vor face. Bun, cum intru de pe Classroom pe Jamboard? Dar tocmai ce am arătat, doamna, de mai arătăm o dată. Deci, am aici cele 9 punctulețe, aplicațiile Google. Vedeți că ele se pot mișca. Uite, puteți să le trageți, să folosiți
ce anume vreți să utilizați mai des, de exemplu Gmail-ul sau Jamboard-ul, Meet-ul, să le puneți așa, deci le selectați pur și simplu cu mouse-ul și trageți de ele și le puneți în ce poziție, în ce loc vreți. Așa, imediat arătăm, Cristi, imediat arătăm, că așa dacă scrii, evident, nu o să se înțeleagă, apreciez că răspunzi imediat, mersi să rămână. Bun, și clasul, vedeți că l-au pus aici. A găsit doamna Dedu, bineînțeles, evident. Și mă duc pe Jamboard aici încă o dată, așa, și să zicem că arăt eu ce arăt, pun aici imagine, știți asta cum se face, da? Le arăt copiilor ce arăt. Acum, am distribuit aici butonul de dreapta sus, vedeți că mie mi-apare că sunt proprietar. Adică, practic, eu am generat acest link și doar eu pot să prezint și să lucrez pe el. Dar eu pot să schimb aceste setări, mă duc aici la obțineți link-ul și vedeți că acest link îmi apare că este restricționat. Numai pe cine adaug eu poate să intre pe această tablă. Și atunci îl schimb în oricine are link-ul, dacă sunt la oră, sau doar elevii de la liceul meu. Da? Ei pot să intre, dacă eu le permit asta, oricine are link-ul, în două forme, ca cititor sau ca editor. Ca cititor poate doar să vadă pe link, ca editor poate să și scrie pe link. Și acum când am bifat această setare, vedeți că mi-apare permisiunea actualizată, eu distribui link-ul ăsta, vedeți, dar el nu mai este doar al meu, poate să intre oricine și să și editeze, să scrie pe tablă. Da? Dacă nu vreau, îi las doar permisiunea de cititor. Dacă nu vreau deloc, îl restricționez. Deci de aici, de la setările astea. Bun, e clar asta, nu e ceva complicat. De aici, de la distribuit, de altfel de la distribuit, se puteți să faceți orice tip de setare la orice aplicație Google, și la foile de calcul, și la documente, o să arăt imediat. Bun, deci asta este cu tabla. Da? Cam asta e cu tabla. Evident, o salvați, adăugați mai multe pagini aici, dacă vreți să lucrați. Setați fundalul, dacă vreți să lucrați pe fundal așa. Bun, și dacă vreți după aia să salvați ce ați lucrat, da? Vă duceți pe, secundă să mut eu aici, da? Vă duceți pe aceste setări aici și vă descărcați ce ați lucrat. Da? Dacă ați lucrat, ea se salvează oricum automat. Să zicem că lucrați la matematică, nu trebuie să o salvați, să salvați în Google Drive. Da? Deci, poate vă arată și cu Google Drive ceva. Și eu am dat titlu și o găsesc, evident, în Google Drive. Dacă mă duc acum, vedeți că eu n-am salvat-o, ok, și mă duc aici să vă arăt în Drive, ok, unde e Drive-ul vieții, mai sus, haideți să-l mut aici, mai uitați-l aici, bun. Și apare deja salvată, da, ia să vedeți, uitați, tabla asta. Pe ce am lucrat acum, mi-apare, l-ați editat chiar acum, da, și pot să mă duc să-l deschid de aici. Și din Drive direct. Vedeți, am acces la ea, la orice document pe care îl lucrez. Se salvează automat în Drive și am acces. Din când în când mai ștergeți, pentru că verificați, aveți 15 giga, deja am utilizat aproape 10. Trebuie să fac curățenie aici, tot arătând la cursurile astea, mai am 5 giga liber, după care mă pune să plătesc. Deci când mai aveți timp și sunt lucruri inutile, le mai ștergeți de aici, da? Vedeți câte sunt, ocupă mult spațiu și mai faceți curățenie. Ele se șterg și după 30 de zile din coș automat. Bun. Da, doamna Mihaela, sigur că ar trebui deja știute. Am lucrat foarte bine online, bineînțeles. Eu personal am lucrat bine online și lucrez bine online. Dimitri și ea, da, 10 lei pe lună e 100 de giga. Da? Asta trebuie să facă școala, pentru că școala are abonamentul. Și pot să-l descarc, asta ziceam, tabla asta, aici pot să o descarc ca PDF. Așa. Și practic mă salvez și o folosesc ora viitoare. Să zicem că am altă oră, nu mai stau să scriu. Încarc direct PDF-ul pe tablă sau, mă rog, le înșeruiesc și le arăt. Deci așa, ca PDF-ul puteți să vă faceți o groază de lecții, le salvați și practic doar le prezentați orele următoare sau anul viitor. Așa. Bun, pe documente, la fel, practic Word-ul, da, exact, asta e avantajul aici, pentru că toate documentele astea le puteți da sau le puneți pe mail sau pe clasnumele elevilor și nu mai au scuza că, domnule, n-am fost la oră, n-am fost atent, uite, păi citește acolo, ai toate prezentările, toate lecțiile, eventual și filmate.
La fel, în documente, practic Word-ul pe care știe toată lumea, dar este mult mai bine făcut în Google decât e peste Word-ul pe care știți, la fel se lucrează și aici. Îi dați titlul, să zicem că faceți temă, și aici este și colaborativ. Adică puteți să inserați la fel orice minun pe ea, de la link-uri, da? Până la imagini, text, evident. Acum, păi asta, sunt la document Google, aici suntem, doamna Lidia, sigur că da. Puteți să scrieți și la fel ca în Word. Astăzi, hai să scriem o frază, vom vorbi așa despre moluște. Vrem să punem aici setările, să fie și ș-ul, imediat să pun și, și în română. Ok. Și scriem. Ce e frumos aici este această setare pe care am mai arătat-o, dar pe care nu mă satul să o arăt. La instrumente avem, exact, a intuit bine Oana, așa, și am tastare vocală. Extraordinar! Bună ziua și bine ați venit la mirobolantul meu curs despre platformele digitale. Da? Deci dictăm, nu mai stăm să scriem, evident că el mai greșește, trebuie să pronunț tare și rar, dar după aia corectez. Foarte șmecheră, da, foarte tare. Dacă faceți asta cu elevii, gata, doamna, cum ați făcut? Și ei pot să facă așa, de exemplu, îi puteți asculta așa. Nu mai stați să vedeți dacă ei prezintă sau nu. Îi pune să deschidă un document Google și să se înregistreze și să vedeți cum vorbesc ei foarte tare și să încarce pe Classroom. Da? Ei nu încarcă vocea, încarcă ce au vorbit. Da? Sigur, cu greșeli nu contează. Da? Și la fel, pot să opresc și după aia iar înregistrez. Asta, nu, acum mi-a apărut cu distrez, stați așa un pic, în loc de înregistrez. Ok. Deci mă duc pe înregistrare, mă duc la instrumente aici, la tastare vocală. Și mi-apare aici. Astăzi vom vorbi despre trucurile de pe Classroom și de pe Word-ul. A, mi-a apărut aici cu Classroom, ok? Bun. Evident, eu după aia mă duc și corectez. Așa, Word-ul și gata. Deci pot să dictez așa. Bun. Ce mai pot să fac aici? Evident, să distribui acest document, exact ca și tabla de mai devreme, cu aceleași setări. Da? Deci exact cum v-am arătat la tablă, la fel. Copiez link-ul dacă e așa sau pur și simplu să mă duc și editez. Vedeți, dacă vreau să editeze copilul și să fie comentator sau editor, îi dau link-ul. Și ei pot practic să scrie pe același document mai mulți. Da? Bun, deci exact aceeași setare ca și la tabla Jamboard o avem și aici. Și din nou, puteți să editați de oricâte ori doriți, puteți să salvați acest fișier sub diverse forme, Word, document PDF, da? Publicație, da? Vedeți aici. Puteți să-l trimiteți direct pe e-mail, puteți să-i faceți o copie în cazul că vă trebuie. Evident, el se salvează, puteți să schimbați limba, în fine, cred că știe toată lumea cum se lucrează aici pe documente. Bun, ce mai vreau să vă mai arăt aici? Cam asta trebuie să vă întrebe, altceva ce să vă întrebe? Hai să ne ducem pe Classroom și să vedem acolo cu teme și cum ne organizăm un pic acolo. Asta nu mai arăt, dacă credeți că trebuie să arăt. Da, exact. Se închide, se salvează automat, nu te mai întreabă. De fapt, se salvează automat orice cuvânt și orice literă pe care o scrii. Deci, uitați aici, dacă eu scriu ceva, mi-apare în sus. Ia uitați, sus aici, se salvează în Drive. Deci, da? Orice frază, orice cuvințel, orice literă se salvează în timp real. Observați aici. Deci, nu aveți grijă că, aoleu, mi s-a salvat, e în Drive acolo. Puteți să-l închideți și vă duceți și îl deschideți acolo. Nu e nicio problemă. A căzut conexiunea la net, nu știu ce s-a întâmplat, e salvat în Drive, îl găsim acolo. Bun. Foi de calcul, da, o să arătăm, dar nu foarte mult, pentru că nu cred că o să vă întrebe. Formularele, hai să ne ducem la formularele Google. Bun, ce facem pe formularele astea? Facem fie sondaje, cum am zis, fie teste, grilă. Da?
Mie nu-mi place foarte mult să lucrez pe formularele astea Google, pentru că mi se par greoaie, mai bine le fac în Word, mai bine le fac în Quizizz, dar hai să arătăm, să zicem că facem un formular de feedback, da? Că tot zicea domnul că le folosește, da? Și vedeți că au pus aici setările, înainte erau puse aici undeva, au pus setările aici, da? Deci dacă vreau să fac chestionar, bifez chestionar. De ce? Pentru că o să am întrebările grilă pe care trebuie să le presetez. Dacă nu vreau să fac chestionar, îl las așa, cum am zis, că fac formular feedback. Da, bine, dacă vă plac, da, mie personal nu-mi place așa foarte mult formularul ăsta, dar sigur, e o chestiune de opțiune personală. Sigur că se corectează automat și vedeți notele acolo, dar n-ai limită de timp, se poate copia dacă nu ești cu ei în clasă sau e online, practic oricine poate să folosească acolo, deci e greu de controlat. E greu de controlat aici cu nota, dar sigur, sunt utile. Bun, și aici punem întrebarea, da? V-a plăcut la acest curs? Ok. Da, știu, poate să închidem trimiterea rezultatelor, da, dar și așa, v-am zis, ei pot vorbi pe Discord și dacă ești online își pot spune răspunsul unul altuia imediat. Da, deci e complicat. Mai bine pe Word, doar că acolo ai limită de timp la fiecare întrebare și nu te poate copia și se amestecă și răspunsurile și întrebările. Ok. Dar, sigur, e util și ăsta, eu nu sunt un mare fan, acum vă zic părerea mea. Dar se poate face. Ok. Bun. Deci aici, practic, ce fac? Adaug întrebările, toată lumea știe să facă asta, ca să nu mai... Da, pe Discord. Ei stau pe Discord, ca să o lămurim și pe asta. În asta, când credeți că copiii vă ascultă, da? Ei vă ascultă, dar vă ascultă cu microfonul oprit și cu camerele oprite. Da? Ori ei ce fac? Ei deschid un Discord și vorbesc toți între ei. Și în asta, când credeți că întrebați pe unul și ăla îți răspunde, greșit. Da? Greșit, pentru că ei stau pe Discord într-o lume paralelă, într-o altă realitate și toți cei 30 de elevi sau câți aveți în clasă îi șoptesc ăstuia. Da? Deci când ăla îți răspunde imediat la întrebare, voi n-ați să credeți că el știe, că a citit. Nu, evident, el stă pe Discord și toată clasa îl ajută cu caietele pornite și îi șoptesc. Dar noi nu auzim, pentru că ei sunt cu microfoanele oprite, cu camerele oprite și ei sunt pe o altă rețea în Discord, într-o lume paralelă. Extraordinar. Da? Deci așa fac elevii ca să... Așa. Este Discord, este ca Zoom, numai că sunt pe canale, tot o aplicație, stau pe canale ei, își creează un canal acolo și intră doar clasa respectivă. Senzațional, da? Așa încât când vă mai mirați că știe câte unul și îți răspunde imediat la întrebare, întrebați-i, sunteți pe Discord, micuților? A, nu, doamna, bineînțeles, tot o să zică, cum să nu? Bineînțeles că sunt pe Discord. Și așa iau ei note, păcălind, practic, sistemul ăsta de online. Dar ce, nu știați asta? De un an și ceva ei stau pe Discord. Da, au un server și generează acolo un link, da, nu pe WhatsApp. E ca cum am fi pe Zoom, să zicem, numai că e un canal pe care și-l creează ei și sunt doar ei acolo. Bun, exact. Acum ne păcălesc, evident, doamna Raluca, ei stau acolo. Așa e. Bun, și în general cei mici fac asta, cei mari sunt mai plictisiți, nu mai au chef să stea, dar cei mici sunt foarte inventivi, se distrează acolo, râd, doar audio, evident, ei nu stau cu video acolo, doar audio și vorbesc între ei, râd acolo, tu îți dai plămânii acolo online și te chinui să explici, da, ai impresia că te ascultă toată lumea, extraordinar, așa, și ei sunt acolo pe Discord și râd, fac glume, îți răspund, evident, la întrebări imediat. Bun, da. Așa, deci încă o dată, pot să duplichez această întrebare și acum să o schimb, da? Ce sugestii aveți de făcut? Și așa adaug oricâte întrebări aici, exact cum v-am arătat și mai devreme. Nu se creează greu. Ok. Aici o să pun răspuns. Ok. Hai că nu mai știu să scriu. O să pun paragraf ca el să scrie, da? Și bifez obligatoriu aici ca să fie practic răspunsul, elevul trebuie să-l dea. Bun, pun oricâte întrebări vreau aici, după care generez link-ul. Mă duc pe trimiteți aici și mă duc pe această, da, iconiță care înseamnă că mi-arată link-ul lung sau link-ul scurt. De regulă folosiți link-ul scurt, că e mai estetic. Da? Dacă vreți să-l dați link-ul lung, ia uitați, e dita mai șarpele. Bifați aici căsuța asta.
V-am spus pe ce fac, pe Wordle fac chestionarele sau quizzes, o să arăt Wordle imediat. Și practic ați copiat acest link și le dați copiilor link-ul și ei răspund la întrebări, iar aici în acest loc o să apară răspunsurile. Și ca să le văd, o să mă duc aici pe această iconiță verde și mi se deschid foile de calcul. Da? Ok, și practic se deschide foaia de calcul, care arată într-adevăr impecabil, frumos, vezi ora la care elevul răspunde, adresa de e-mail, răspunsurile lui. Da? Ați văzut, când v-ați înscris la curs, ați completat acea foaie de calcul, da? Acel formular Google, pardon, și mi-apare aici. Da? Uitați aici, răspunsurile apar așa. Răspunsurile, da? Și mă duc și văd foaia de calcul, cine a răspuns, ok, vedeți, nume, prenume, telefon, n-o să las. Să vedeți, dar așa, fiecare cum mi-ați răspuns. Da? Bun. În regulă. Deci așa facem un formular de feedback sau un chestionar pe Google Classroom. Nu cred că o să vă dea așa mult, pentru că e mult de elaborat și nu cred că va pierde comisia 20 de minute să stați să le arătați cum faceți cap-coadă un formular. Puțin probabil, pentru că într-o oră trebuie să vă dea ceva basic. Eventual doar să arătați așa cum trimiteți. Bun, în regulă, dacă e clar și asta, ne întoarcem în Classroom să mai arătăm câteva lucruri și să ne ducem după aia pe Wordle, să arătăm cum facem un test grillă și acolo și eventual cum trimitem și gata, să încheiem, pentru că o să vă plictisiți de mine tot vorbind așa mult. Bun, ziceam să vă arăt pe Classroom. La fel, când vreau să trimit o temă elevilor, ok. Creez un curs sau creez o temă. Mă duc pe clasa 9A. Puteți arhiva acest curs. Am mai arătat cum se face. Are aici, vedeți, puteți să schimbați tema dacă doriți. Să puneți altă fotografie pentru această clasă sau vă puteți personaliza. Să încărcați o fotografie personală. Să o trageți aici. Da? Pentru fiecare clasă în parte. Ca să arhivați un curs deja efectuat, ați terminat cu clasa respectivă anul trecut, să zicem, și nu mai vreți să stea aici, vă duceți evident pe cursuri și aceste trei puncte aveți, pe aceste trei puncte aveți această setare arhivați. Eu îl arhivez acum, nu se întâmplă nimic, nu-l mai găsesc aici, dar îl găsesc aici, jos, la cursuri arhivate. Ia uitați-l, clasa 9A. Și acum, evident, eu restabilesc, îl scot de aici și îl pun din nou în cursurile de zi. Da? Restul sunt, vedeți, clasele de anul trecut arhivate aici. Da? Sperăm că era asta, 2021-2022. Și acum restabilesc, practic el se mută de aici și revine aici în cursuri, acest curs de la 9A. Bun, și acum vreau să vă mai arăt ceva aici, cu asta închei cu Classroom și după aia o să luăm întrebări dacă aveți la Classroom. La activitate la curs. Când creez o temă, toată lumea știe, o temă cu chestionar, ori material, ok, îi pun titlu și aici pot să le dau pe grupe. Cum fac asta? Deci, pun titlu aici, materiale și ca să le dau pe grupe, deci am varianta să selectez fie toate clasele de a noua, să le dau același material, fie doar aceste clase, toți elevii. Dar eu pot să deselectez asta și să zic, am 5 elevi care nu mi-au intrat deloc la oră, aceștia, da? Bun, vedeți că doar acești 5 elevi pe care eu îi știu că nu mi-au intrat sau n-au net sau sunt întârziați sau sunt în situație de corigență sau habar n-am ce situație au. Doamna Iosif, păi vă duceți la administrator și vă arată cine s-a conectat pe Meet. Pe Classroom nu vedeți, ci pe Meet vedeți câtă lume a stat și între ce interval orar. Da? Sau puteți să solicitați ca director link-ul de intrare la oră și să intrați incognito, dacă aveți link-ul, oricând doriți, în inspecție. Deci aveți două variante, fie cu link, fie dacă vreți să vedeți cât au stat colegii pe Meet, adică online, nu pe Classroom, că pe Classroom nu vezi cât se stă, că nu stai aici online, pe Meet, în oră. Administratorul vede exact toți timpii. Cine cum a stat, de la ce oră la ce oră, când s-a conectat, când s-a deconectat, dacă a mai intrat. Dar asta nu am eu cum să vă arăt, că eu nu sunt administrator. Da? Eu n-am cum să vă arăt cum se face. Păi nu am cum, că repet, eu nu sunt administrator. Eu vă arăt doar ce fac aici. Întrebați administratorul școlii pe care îl plătiți. El trebuie să vă arate. Eu n-am cum să vă arăt că n-am acces la Banou. Asta era șmecheria. Bun. Revenim. Deci grupa A, să zicem că sunt acești 5 elevi. Și eu vreau să le dau o temă doar acestor 5 elevi.
Da? Bun. Și acești înțelegi vor, eu postez această temă, pot să o și planific și de aici. Deci n-am cum să fac cu administratorul, pentru că nu avem cum să intrăm în setările școlii noastre. Noastră știți acolo ce administrator și ce informatician aveți. Nu putem să facem asta la curs. Ar fi și ilegal și nici nu avem cum. Și programez această temă, fie o postez acum, fie o programez la o dată ulterioară. Dar atenție, această temă o vor primi doar cei 5 elevi, atât pe care i-am selectat. Da? După aceea, dacă vreau să fac altă grupă, să le dau ceva, să zicem că am elevi care vor mărire de notă sau vor, scriu aici, grupă, mărire de notă, ca să știu. Da? Au luat 6 și vor 8. Și selectez cine vrea mărire de notă. Îi deselectez pe toți și zic că ăștia 4, da? Bun, și acești 4 elevi pe care i-am selectat, le dau această temă. Ok, și atunci fiecare dintre ei va primi tema respectivă, diferită de acelorlalți, așa, și o vor face pentru mărie de notă sau pentru media 10, la fel, pot să fac altă grupă, adică le dau aceste teme decalate, diferite, în funcție de performanțele lor. Bun, lumea întreabă cu adminul, deci asta nu face obiectul, că nu avem cum să arătăm, da? Modificările în panou le vorbiți cu administratorul și cu informaticianul, chiar dacă le discutăm acum, nu vă ajută, că nu puteți să vedeți cum facem. Trebuie să vă arate cineva acolo, cum vedeți cine a stat, cât a stat la oră. Da? E și varianta să le solicitați tuturor profesorilor link-ul de acces la clase respective și să intrați când doriți, incognito, așa. Bun. Deci așa pot să fac aceste lucruri aici, să le dau teme diferite în funcție de nivelul clasei. Deci nu le dau tuturor aceeași temă și nici nu mai au cum să copieze practic unul de la altul, că eu pot să-i pun pe toți 30 în grupe de 4-5, fac 6 grupe așa, îi selectez de aici, da? Pe cei care îi știu și le dau teme diferite. Bun, puteți arăta asta la interviu, dacă vă lasă, sigur, dacă nu vă lasă, nu o să arătați nimic. Și la fel ați văzut că putem să programăm această temă la o dată și o zi exact ca în Gmail, cum v-am arătat. Bun, dacă sunt întrebări acum despre Classroom, ce am arătat până acum, dacă aveți chestiuni particulare, le puteți scrie în chat și încercăm să răspundem pe cât posibil. Aștept. O să deschidem și microfoanele la sfârșit, când o să puteți pune interveni și cu voce. Stăm și peste ora 8, deci nu vă stresați, nu închidem Zoom-ul la ora programată. Așa încât dacă aveți întrebări sau chestii pe care nu le-ați lămurit și care credeți că ar fi interesante pentru interviu, mă gândesc că asta ar trebui să se dea din clasă. Cum ținiți un link, cum faci o temă, cum intri pe Meet, cum faci da, o temă pentru clasă. Lucruri simple. Puteți lucra, dar vă trebuie extensie și aplicație. Da? Vă trebuie, dar e complicat să vă faceți extensie. O să meargă greu, domnul Toma știe mai bine. Da? Puteți să faceți, dar vă trebuie alte extensii. N-are sens. Dacă vreți să lucrați așa, da, în varianta plătită este și Breakout Rooms, dar nu are sens. Faceți așa mai bine dacă vreți să le dați pe grupe așa. Și el primește tema și o lucrează. Bun. Exact. Varianta gratuită nu are Zoom-ul, are dar tot abonament. Bun. Aștept întrebări despre Classroom, dacă sunt. Dacă nu, trecem la Wordle. V-am zis că vă arăt și din Wordle câteva trucuri. Cum facem teste acolo. Mie acolo îmi plac testele, pentru că arată impecabil, arată frumos, nu se blochează niciodată. V-ați edificat, doamna Georgescu, perfect. Asta a fost și ideea. Bun, dacă a fost și clar explicat, e în regulă. Mulțumim și domnul Antonie, sperăm acum, așa, dacă mi-a explicat clar. M-am străduit, nu știu dacă am reușit, dar fac eforturi aici. Bun, așa. Așa, formarea grupelor la teme. Da, asta am descoperit-o eu, pur și simplu. N-am învățat-o de niciunde, nu mi-a arătat-o nimeni. Tot jucându-mă pe Classroom, am zis, ia uite mă, păi pot să-i selectez doar câte 3-4 așa și să le dau temele eu. Deci nu știu dacă vă arată cineva la vreun curs, pur și simplu am descoperit-o singur, șmecheria asta. Da, e utilă, pentru că le poți da teme diferențiate și le poți să le spui de la început. Deci cine vrea 5-6, cine vrea 7-8, cine vrea 10, cine vrea... Da? Deci le poți spune din start, că vă dau teme diferențiate în funcție de ce notă doriți. Și gata, practic e liniștit. Ca lucrările, exact, pe numere.
ca lucrările pe nume, numai că tu îi pui în grupe separate. Așa e. Da, e foarte bun. E foarte bun, îmi place și mie șmecheria asta, o folosesc. Bun, dacă nu sunt întrebări, ne ducem spre Word, să arătăm test grill acolo, cum facem și cât de frumos e. Bun. Pe Word-ul, toată lumea știe, trebuie un abonament de 10 lei sau 15 lei. Word-ul e gratuit doar în varianta cu 5 materiale lucrate, după care trebuie abonament. Partea frumoasă e că după ce vă plictisiți și nu mai vreți să plătiți abonament, îl stopați, nu mai plătiți, dar tot ce ați lucrat până atunci rămâne salvat și puteți să-l folosiți în continuare. Da? Bun. Deci asta este partea foarte drăguță. Cu abonamentul de 15 lei pe lună, aveți acces la toate resursele, acestea 34, care sunt senzaționale, de la cuvânt lipsă, anagrame, lovește cârtița, diagrame, până la roți și spânzurătoarea și chestionare, toate sunt excepționale pe Word-ul, de departe, cea mai bună platformă ever. Ministerul, dacă vrea să facă un bine, vă făcea tuturor un abonament, da? Și 15 lei plătea la salariu, vă punea pe cont acolo 15 lei să vă plătiți abonamentul, sau făcea un contract cu Word-ul și aia era. Trebuie cont, evident, cont personal sau de școală, și de aici din cont pot să mă duc să-mi fac abonament. Deci la gestionarea plăților am aici. Pot să-l anulez oricând. Pe vacanță pot să-l anulez abonamentul dacă nu mai vreau să plătesc. Da? Și plătesc cu cardul online 15 lei. El se ia automat din cont dacă aveți banii. Are și pentru matematică. Imediat, Raluca, imediat. Arătăm ușurel. Nu săriți că stăm și arătăm ordul acum. Bun. Și practic mi-am făcut abonament. Este și varianta să-ți faci abonament pe școală dacă aveți buget ca directori. Cum faceți asta? Vă duceți aici la planul tarifare. Așa, da, bineînțeles, 15 lei e nimica toată, ne facem și singur abonament, nu e mare șmecherie. Și planurile tarifare pe școală sunt și mai avantajoase. De exemplu, puteți să faceți un cont, da, nu ne intrăm în discuție acum ce a zis ministrul. Evident că ministrul nu știe de Word-ul, dacă ar ști, n-ar mai zice că nu există platforme. Există platforme foarte bune, chiar și românești, și Kinderpedia, și ASQ și Livresc și care mai sunt, dar și astea străine sunt excepționale. Deci puteți să faceți până la 5, până la 10, până la 50 și abonamentul vine undeva la 3 lei pe lună de om, adică o nimica toată. Vă puteți asocia până la 10 cadre didactice și auta să plătește în abonamentul ăsta ar fi 970 de lei pe an, împărțit la 10, 97 de lei practic de om, împărțit la 12 luni, da, practic 8 lei de căciulă pe lună. Da? O nimica toată, bineînțeles, dacă nu singuri, în regulă. Se dă factură, deci Word-ul este genială. Mă conectez cu contul meu, da? Și lucrez cât vreau, că pot să pun 15 lei aici pe lună, ținând cont că am acces la toate nebuniile astea. Și pe lângă faptul că putem crea zeci de... Încep cu matematica, ca a zis doamna Raluca. Deci la matematică ce am? Am niște șabloane, ca la toate celelalte șabloane de pe Word-ul, pe care le folosesc automat. De exemplu, sunteți cu cei mici, până la 20, vreți să faceți adunări, sau scăderi, sau înmulțiri, sau împărțiri. Și vedeți că, practic, sunt deja setate, presetate, da? Temele, da? Exercițiile. Ce vreți să alegem? 3 cifre și o cifră? 2 cifre și 2 cifre? 3 cifre și o cifră? Pur și simplu, vă duceți și vă alegeți de aici exercițiul pe care vreți să vi-l genereze platforma. Da? Deci când vreți să faceți adunări, nu știu, cu 3 cifre și o cifră. Și asta e tot. Și selectați de aici numărul de întrebări pe care vreți să le conțină acest test. Vedeți că maximum aici, la ăsta sunt 40, minimum una. O să punem 5 ca să vedeți cum se face și bifăm terminat. Asta e tot. A durat fix 30 secunde. Va primi acest link pe care va trebui să-l rezolve. Dacă e Mititel, nu știe să rezolve, bineînțeles. Dar am și varianta, și asta o să-mi place cel mai mult, la Word-ul. Ok. După ce termină exercițiul, el vede rezultatele. Ok. Vede pe ce loc e în clasament. Își trece aici poziția în clasament, numele. Cum am făcut și noi la cursul de alea. Am răspuns în 15,9 secunde. Iar eu, ca profesor, văd aici în rezultatele mele, da? De fapt, văd rezultatele elevilor mei, da? cei care rezolvă acest test. Ce este aici la test? Avem setările să spunem câte minute să lucreze acest elev pe acest test. Deci putem să punem aici minute și aici secunde. Bun, asta nu avem, avem pe Quizizz.
să punem radical, fracții puteri, avem pe Puisis jucăria asta. Și aici, la numărul de vieți, întotdeauna bifaz nelimitat. De ce? Pentru că dacă greșești o întrebare, să nu-i se oprească jocul. Ori bifați nelimitat, ori bifați 10 vieți. Adică poate să greșească la cele maximum 10 întrebări, să zicem, pe care le puneți. Dar dacă vreți să puneți mai mult de 10, întotdeauna bifați la vieți nelimitat. Are butonul să amestecați ordinea întrebărilor, da? Și să-i afișeze automat răspunsul la final. Și bifați după ce setați aceste lucruri, okay, se aplică la această activitate. Și practic, această activitate, vedeți, mi-apare aici că eu sunt în clasament și la clasament, din nou, am setările, cum să mi-apară? Top 10, top 20, top 40, clasament cu 40 de poziții. N-am atâția elevi în clasă, evident, așa cum știți. Pot să schimb fundalul, adică pot să schimb tema și acum va apărea așa, pe fundalul acesta de cowboy. Nu, zic că e super, Dumnezeu, nu e ceva mai frumos în materie de aplicații. Ia uitați asta. Deci dacă răspuns corect, face ca mai muțica. Dacă greșesc, papul leu, a? Extraordinar. Au pus până și sunete așa, superb. Excepțional e. Pentru cei mici, dar și pentru cei mari, puteți face aici orice. Imaginația este limita fiecăruia. Bun, cum trimite elevilor? Orice joc pe care creez în ordine se trimite la fel. Am aici butonul de partajează, setez tema. Bifez aici să vadă clasamentul, nu bifez să înceapă din nou, în stânga se bifează automat să-și introducă numele, pot să-i dau un alt titlu aici, dacă vreau, test sau joc, deci putem să-i dăm ce denumire dorim noi, ca profesor, și pot să-l dau live sau pot să-l dau cu temă, cu deadline, să zicem acest joc să fie valabil o săptămână, nu vreau să pun notă, vreau doar să se joace copilul. Și dau acest link, vedeți, se generează automat link-ul pe care pot să-l partajez pe Facebook, în Classroom, pe mail. Da, pot să dau și cod QR, dacă vreau, este absolut superb, așa, și dacă vreau să deschide Classroom-ul direct și încarc această temă în Classroom. Bun, o să mai fac un curs cu toate platformele astea pe care le-am mai făcut, pentru fizică, chimie, istorie, biologie, știu că vreți să știți de toate, într-un timp scurt, dar nu avem timp să le arătăm pe toate. Bun, și așa trimit acest link. Bun, deci practic așa creez la toate. Dacă vreau să iau din comunitate, în comunitate sunt foarte mulți profesori și învățători români care lucrează aici și orice exercițiu din comunitate care este public, pe care îl vedem aici, adică, îl putem folosi noi, îl putem copia, îl putem șterpeli, tabelul Mendeleev, deci mă duc pe el, mă duc să văd cum arată acest tabel și practic i-a făcut o copie. Șterg aici copie și ia uitați ce a pus domn profesor aici, sau doamna profesoară. Siliciu, sulfu, oxigenul, azotul, extraordinar. Am făcut copia la acest exercițiu și acum am trimit elevilor și ei vor juca sub forma aceasta de rănuleț, sparge balonul, adică ia să vedem ce trebuie să facă. Pe vagoane este scrisă întrebarea, iar pe baloane sunt scrise răspunsurile. Uite, domnul Toma vine. Poate fetele visează să primească un inel cu, pac, diamant. Și vine și trenul în gare și face, și trece la următorul nivel. Aici puteți să faceți exerciții de la primar până la liceu. Da? Bun. Păi nu, dar pentru 15 lei acum nici nu merită să mă combin cu altcineva. Da? Prefer să lucrez singur, să am contul meu. Nu e o sumă extraordinară. Bun, și el trebuie să spargă balonul. Dacă greșește, dacă el zice wow. Vedeți. La aceste jocuri puteți să setați cât să se joace. Un minut. La acest joc, de exemplu, maxim se poate juca două minute. Între 1 și 2 minute. Și viteza pe care să o imprimeați baloanelor de sus. Și câte întrebări să aibă, câte niveluri, adică 7 planșe, 20 de planșe. Puteți să le dați timp suplimentar, puncte, să-și dubleze scorul și să le afișați răspunsurile. Deci fiecare joc are aceste setări. Nu uitați că după ce faceți o setare pe care vreți să o aibă jocul, dați, se aplică la această activitate. Vedeți că o să întâmplinați aceeași problemă, că merge mai greu aici. Așa. Și bifa se aplică la această activitate. După care, practic, jocul este creat și puteți da copiilor, exact cum v-am zis, cu link. Da? Partajează.
Păi nu, că merge repede, nu te lasă 20 de niveluri, da? Merge prea repede și după 2 minute se termină, Cristi, nu te lasă până la sfârșit, da? Și ți-l întrerupe. Nu, nu te lasă chiar așa să te joci oricât, 2 minute, zice gata, timpul a expirat, la revedere. Bun, deci setez tema, selectez aici ce se vreau, copiez link-ul și l-am pus în chat sau pe Classroom, ați văzut că există varianta asta. Cum fac test? Haideți să vă arăt cum fac test grilă. Bun, am făcut la cursurile pentru director, hai să luăm un curs de aici. Bun, și să arătăm un test grilă, dacă doriți, sau orice altceva, ca să vedeți cum se face. Bun, sper că mai sunteți atenți și nu v-am pierdut de tot. Bun, hai să luăm testul ăsta grilă, pe care l-am tot făcut pentru director. Deci, practic ce trebuie să fac? Mă duc pe test, îi pun numele, după care pun întrebările. Le scriu aici frumos ce întrebări vreau, variantele, A, B, C, D, E, F, am 6 variante și bifez răspunsul corect. Aici am un singur răspuns corect la chestionar concurs. La cealaltă planșă, cealaltă, cum să zicem, variantă de test, am și mai multe răspunsuri corecte, o să vă arăt și pe aia. Deci pun toate întrebările așa, le scriu pur și simplu, da? Le salvez, evident, când termin jocul și după aia umblu la setări. Și aici am timp. Timp pe test în total sau pe întrebare. Asta zicea Cristi că nu mai merge. Uite că merge. Bifez veți nelimitat. De ce sunt traumatizante, doamna Dedu? Așa, și am și variante să mă joc. Da, apropo de grile, nu? De astea sunt traumatizante, evident. V-am stresat cu testele. Lasă că v-au prins bine. Ați văzut că de alea v-au dat. Și aici am și variantele astea, 50-50, să-și dubleze scorul, să trișeze, adică la o întrebare să-i dau răspunsul eu corect, timp suplimentar, să afișeze răspunsurile și să-i amestec ordinea întrebărilor. De aia zic că pe ordine nu se poate copia. Practic, eu îi pun 10 secunde pe fiecare întrebare, timp, și ia uitați, la această setare în care eu îi amestec întrebările ordinea lor, îi amestec și răspunsurile, chiar dacă stau pe Discord, nu le vine aceeași întrebare în ordine și același răspuns în ordine. Și vedeți, are și 10 secunde aici, timp de răspuns. Da? Deci, evident, el va trebui să răspundă. Dacă nu răspunde în 10 secunde, ia uitați, practic gata. Da? I s-a dus această întrebare, evident, trece la următoarea întrebare, dar nu mai are cum să revină, da, la cealaltă întrebare, să zică, păi stai că acum știu cum e. Trebuie să zică la asta, că are doar 10 secunde. Și nu e în aceeași ordine cum am pus-o celorlalți elevi. Vedeți că am bifat aici, amestecă ordinea întrebărilor. Da? Deci ordinea întrebărilor nu este aceeași pentru toți elevii. Bun, dacă nu vreau să fac așa, cu limită de timp pe fiecare întrebare, pot să fac limită de timp pe test. Să zic, băi, am 10 întrebări, cam câte minute să-i las eu în total? 3 minute, 4 minute. Și atunci, bifez această variantă și începe testul. Testul va avea 4 minute și 10 secunde în stânga sus, să vă uitați acum. Ia uitați, 4 minute și 10 secunde a început cronometru. Da? Exact. Și, practic, el poate să stea, el zice că am timp să răspund la asta, stau să mă gândesc. Evident că nu are, că nu ați să-i calculați cât timp ați stabilit să răspundă pe total test, exact ca în clasă. Asta merge foarte bine în clasă să-l dați, dacă vreodată ne mai întoarcem în clasă. De ce? Pentru că le dați pe WhatsApp. Fiecare primește întrebările amestecate, are limită de timp și el poate să și calculeze pe caiet. Nu vă deranjează asta. Ideea e la sfârșit să bifeze răspunsurile aici corecte. Da? Puteți să-i lăsați mai mult, că n-au de unde să copieze. Așa. Bun. Și practic așa punem limită de timp pe test în total. Da? Evident că trimit acest test așa cum v-am arătat, cum vi-l trimiteam și eu cu amintirile răscolitoare, ale traumatizante ale doamnei Dedu. Și la sfârșit, așa cum ați văzut, vedem rezultatele elevilor. Da? În final, vedem cum au răspuns aici. După cum știți, că v-am tot arătat. Da? Câți elevi au răspuns? Pe întrebări, avem statistica asta, avem și raport Excel pe care îl descărcăm de aici automat. Da? De aici îmi descar raportul Excel și practic am o statistică, ia uitați, cu toți elevii care au răspuns, generat automat de Wordle. Deci asta zic că merită cei 15 lei cu vârf și îndesat. Cine îți dă așa ceva? Uitați, toți elevii cum au răspuns. A spus la dosar, bă, mine Wordle ar trebui introdus obligatoriu în toate școlile, fie că mai suntem online, fie că nu. A 15 lei
Bineînțeles. De aici, creez activitate, doamna Dorina, de aici generez orice vreau. Dacă vreau să fac test, dacă vreau să fac cuvânt lipsă, dacă vreau să fac diagramă etichetată, diagramă etichetată, istorie, geografie, orice vreți. Și să zicem că vă trebuie să vă faceți la un peisaj cu iarna, la schi. Și scrieți aici, iarna la schi, extraordinar, da? Și ia uitați. Alegeți orice poză doriți și cum se face asta. Dacă vreți să le arătați celor mici, zăpada, bineînțeles, o fac în glumă acum, schiurile, vedeți ce frumos arată, așa, cerul, da? Și ochelarii de schi. Ia să vedeți ce superbitate se poate face aici. Cele 5-4 etichete pe care le-am pus, pot să pun mult mai multe, de exemplu la istorie, la geografie, puteți să folosiți hărți, absolut orice. Vedeți că apar aici, sus. 1, 2, 3, 4. Așa. 1. Ce scrie la 1? Zăpada. Mă duc și trag cifra 1 și o pun pe zăpadă. Cifra 2. Unde sunt schiurile? Mă duc și o pun aici. Unde văd că are schiuri cineva, în picioare sau aici. Așa. Cifra 3, care îmi indică cerul, o las aici pe cer. La cifra 4, care îmi indică ochelari, îi pun pe ochelari. Și am creat această diagramă care arată super pentru copii. Ia uitați. El ce trebuie să facă? Să unească aceste puncte. Ceva mai frumos n-ați văzut. Da? Ceva mai drăguț. Și așa puteți să dați test la geografie, la istorie, cu o poză pe care o luați automat de aici. El trimite răspunsurile. Așa. Și vede ce a greșit. Nu trebuie să-i mai corectați. El vede cum a răspuns, dacă a răspuns corect. Aici sunt răspunsurile lui și aici răspunsurile corecte. Absolut genial, da? N-ați să nu mai colectați nimic, niciodată, pentru că ați dat joc. La fel, dacă vreți să vă duceți să luați o hartă, mă duc aici pe diagramă etichetată și caut o hartă. Harta la istorie sau la geografie, harta României, da? Orașe. Se generează automat fotografiile și uitați. Vă alegeți ce poză vreți, nici măcar nu trebuie să mai căutați. Asta, să zicem că vă trebuie, sau asta. Și aici observați, avem harta orașelor, absolut orice, Buzău, nu știu ce, tralala. Evident, o să căutați o hartă fără fotografii, ca să vă arate ei unde sunt județele, de exemplu. Ia să vedem, harta României. Așa e, lăsați domnul Rusu, nu exagerăm, nu ne interesează nicio funcție. Harta României, ok. Pe care nu vreau să fie trecute orașe. Deci caut o harta României, să zicem așa, ce vrea Ana Capotă să preia controlul. Dar de ce vrea Ana Capotă să preia controlul asupra ecranului? Să nu mai fac eu cursul, bineînțeles. Ați văzut? Avem și hackeri. Dăm declin. De ce vrea Ana Capotă să iei controlul? Vrei să nu mai învețe oamenii nimic aici, la cursul meu. Foarte urât din partea ta. Așa, și pe harta asta putem să le punem să arate unde e Buzău, unde e Gorjul, dacă găsim o hartă și găsim cu siguranță hartă fără orașe. Pot să folosesc pozele de aici, din Word-ul, sau pot să încarc poze ale mele din calculator. De exemplu, dacă vreau să caut o fotografie pe care aici nu o am, da, evident, putem să imaginația e limita noastră. Deci pot să adaug imagine de aici sau să încarc eu dacă am o imagine. Observați? Uite, încarc această imagine. Da? Dacă aveți hărți, deci încărcați aici. Păi, la fel, pentru chimie, practic, imaginația este limita. Puteți să faceți formulele, puteți să le dați în balon, puteți să le dați sub formă răspunzătoare, puteți să le dați sub formă de rebus. Deci imaginația este limita oricăruia dintre noi. Aici, la chestionar concurs, ia să verificăm ce a zis Cristi, da? Punem titlu și aici puteți să puneți mai multe variante de răspuns corecte. B, C, nu, nu chestionar concurs, scuze. Chestionar simplu, ok, hai să căutăm unde e, și vă arăt și asta cu imagini, imediat vă mai arăt câteva, că toate sunt absolut senzaționale, și pentru chimie, și pentru, uitați-le aici. Bun, deci aici ce pot să fac? Această înregistrare rămâne pe YouTube, da? Cine semnează Lenovo, rămâne pe YouTube, bineînțeles. Imediat după ce terminăm și vorbim, domnul Rusu e nevorbit și vrea să ne enerveze, așa. Deci aici pun întrebările, nu mai stau să scriu, dar ca să vedeți că avem variante multiple aici. Deci dacă vreau să pun 3 răspunsuri corecte și le spun, elevii trebuie să selecteze toate răspunsurile corecte. Da? Deci am și varianta să fac test cu mai multe
variante de răspuns corecte, la chimie, la biologie. A, uitați, și bifez răspunsurile corecte. Ce este drăguț, că inclusiv aici la răspunsuri pot să pun fotografie. Deci dacă răspunsul e ăsta, pot să încalc poză în răspuns. Absolut genial. Dacă răspunsul ar fi ăsta, pot să încalc fotografie în răspuns. Dacă răspunsul ar fi, nu știu, ăsta, pot să încalc răspunsul, poză, absolut direct. Deci, de exemplu, dacă vreau să pun poză cu Minulescu, da, la română, să vadă și ei cum arăta Ion Minulescu, direct aici, în Bing aici, ia uitați, și pun în răspunsuri varianta cu Ion Minulescu ca răspuns. Și eu o să zic că, păi, știu și eu pe Minulescu, l-am văzut. Extraordinar. Da? Deci, inclusiv fotografii pot să pun, și în întrebare, deci încă la română lucram cu poeți și vreau să pun poză cu Eminescu, da? Sau cu Creangă, sau cu ce scriitor vreau eu, sau la... Da? Și scriu aici, ia uitați, mi-apar sute de fotografii și aleg poza asta iconică a lui Eminescu și apare în întrebare. Deci ceva mai frumos nu există. Da? Domnul ministru nu știe, zicea că nu avem platforme de predare, evaluare. Avem, bineînțeles, Ordor este absolut, absolut genială. Și termin, evident, testul. Ok? Și acest test, vedeți, are mai multe variante de întrebări corecte, mai multe variante de răspunsuri corecte. Da? Una, două, trei, spre deosebire celălalt. Și acum... da, Minulescu, și mie îmi place, doamna Micu, să română, așa de aia m-am gândit. Și acum, bifez aici număr de vieți nelimitat și uite, ai și varianta asta, Cristi, vezi? Să pui pe întrebare și varianta la fel, pe test, minute. Afișez răspunsurile, să le dau și lor răspunsurile corecte după fiecare întrebare și din nou varianta să-i amestec ordinea întrebărilor. Păi aici nu mă mai copiază niciun elev niciodată, indiferent că sunt în clasă sau sunt online. De ce? Că am dat acest test, cum v-am arătat, cu limită de timp, cu întrebările amestecate și elevul nu va mai putea să spună, a, păi îmi șoptește elevul, colegul pe Discord, pentru simplu motiv că întrebarea 1 de la el va fi întrebarea 7 de la celălalt și va fi o hărmălaie, nu vor mai înțelege nimic și evident vor greși cu toții. A, se vor enerva și vor pune răspunsuri greșite și atunci vă dați seama care cum copiază, chiar puteți să faceți un exercițiu așa cu ei, așa. Bun, o să spunem imediat și de adeverință, doamna Crișan. Da, știu la Kahoot. La Kahoot era nebunie la început cu Kahoot, acum l-au pus acolo cu taxă, $5. Bun, și practic e tot cam același. Dar aici e mai frumos în Word-ul, adică cel puțin îmi place mie și asta vă recomand. Bun, 30 de secunde pe tot testul, s-au prins că nu au apucat decât întrebarea 1 și 2. Așa, bun. Elevii accesează încă o dată, fie le dau, doamna Ramona, acest test pe chat-ul de Meet, când sunt, fie direct în Classroom. Dacă nu aveți Classroom, se trimite oriunde există un chat. Pe Teams, pe WhatsApp, pe Zoom, pe mail, oriunde aveți un canal de comunicare cu ei. Deci eu fac rost de link, ăsta e link-ul, și vi-l pun unde vreau. Uite, vi-l pun în chat-ul de Zoom, după cum vedeți. Vi-l pot trimite pe Facebook, vi-l pot trimite pe Classroom, da? Vi-l pot trimite direct pe mail, în Classroom, sau pe Teams. Pe o platformă trebuie să lucrați. Sau pe WhatsApp, cum v-am zis la început. Da? Pe WhatsApp, pe web WhatsApp, am deschis aici web WhatsApp și mi-l trimit mie, că tot am stabilit la începutul cursului că îmi fac singur grup cu mine, da? Și îmi trimit acest link frumos și eu îl dau copiilor pe WhatsApp. Copiii aveți acest joc în seara asta sau acest test mâine la oră. Îl faceți din telefon direct, nu trebuie să mă conectez pe Classroom neapărat. Da? Uite, o să vedeți. Intru direct pe WhatsApp și îi dau link-ul și dau click pe telefon și s-a terminat. Nu trebuie să intre pe Classroom niciodată. Sau le dau părinților dacă sunt mici. Da? Dacă elevii sunt micuți, le dau părinților. Da? Și uite, îl pun aici la materiale utile, da? Am pus testul. Și evident mâine îl trimit elevilor. Fie că îl trimit părinților, fie că le trimit lor. Deci așa se trimite orice link, oriunde avem acces. O cale de comunicare cu ei. Deci e simplu, nu e nimic complicat. Bun, ar trebui proba interviului să dureze mai mult la concurs, că acum probabil v-ați mai lămurit sau mai știți niște trucuri din ce am prezentat eu aici așa. Bun, cam asta face Word-ul, e grozav. Toate șabloanele astea creează ceva, da? Chestionar v-am arătat, diagramă v-am arătat, lovește cârțița, este superb. Chestionarul concurs la fel.
Vă mai arăt o anagramă, dacă doriți, imediat, și chestionarul cu imagini. Vreau să vi-l arăt neapărat, că e superb. Da? Aici pentru cei mici, dacă vreți să vă jucați, sper că doamna Iralia o fi pe aici pe undeva să ne audă. Și aici puneți întrebarea. Dacă e pe aici, o salutăm cu respect. Așa, recunoaște personajul. Asta vă puteți juca cu cei mici, nu neapărat cu notă, nu neapărat cu orice altă variantă. A, da, imediat zicem și de printate, imediat, Cristi, mersi, da. Și aici punem ce personaj vrem. Hai să zicem că punem Prințesa Sofia, da? Pentru cei mici să le faceți o bucurie la grădii, la 1-4. Doamna, cum ați făcut acest joc? Ok. Și fiți atenți ce puteți să faceți aici. Deci, aici să apară personajul și evident, asta o să dați răspunsurile corecte. O să puneți albă ca zăpada, Prințesa Sofia, evident. Așa, și mai știu eu ce. O să mai puneți încă un răspuns. Sanghibel. Dar era după vremea noastră. Asta mai știm și noi. Îi faci răspunsul corect și elevul, ia uitați cum va primi copilul. Evident, nu va pune notă, dar ia uitați ce frumusețe de joc a creat. Deci se recompune imaginea cu Prințesa Sofia din mici pătrățele pixelate, da? Și el, dacă știe, va opri la un moment dat, îți scoateți la tablă și îi dați mouse-ul sau dacă aveți tablă inteligentă și el va zice, știu doamna cine este aici, da? Dacă el știe, poate să dea click acum. Dacă nu, se recompune imaginea pe care am pus-o până la sfârșit. Da? Și eu dacă opresc acum și zic, gata, știu, mi-am dat seama, am oprit și zic, gata, ăsta e răspunsul. Extraordinar. Da? Și apare aici, bineînțeles, ia uite, ăsta era. Ce vreți mai frumos decât ăsta să vă jucați cu copiii? Da? Absolut genial. Și, bineînțeles, ce am spus Cristi mai devreme, la toate aceste jocuri, exact cum știți de la concurs, le facem și PDF. Da? Adică testele astea pe care le dăm copiilor, așa, le pot transforma în PDF, cum ați văzut, în chestionar, da? Și le-ați primit așa. Deci se transformă automat din order. Am descărcat de aici testul grilă pe care l-am creat și îl dau copiilor așa. Și el trebuie să bifeze doar răspunsurile ca fișe de lucru, da? La oră. Superb, superb, superb. Bun. Spunzurătoarea, v-am spus, puteți să creăm aici spunzurătoarea, anagrame, anagrama este foarte, foarte drăguță, puneți aici expresia, ia să vedeți, punem expresia, ok, hai să vedem dacă dăm indicii sau nu dăm indicii și va apărea așa, se poate mări și fontul, da, îl punem pe 2 sau 3 pagini, se poate, da, sigur că se poate, dacă e scris prea mic, să puneți pe 2-3 pagini și apare fontul mai mare. Și el va trebui să pun aici, da? Să rearanjeze. Vedeți că, uite așa trebuie să pună. Hai, bre. Da? Și asta se poate printa și ăsta. Haideți să vedeți ce frumos. Așa, deci îl fac așa. Da, imediat, vă arăt, imediat. Și apare așa și pot să-l dau fișe la cei mici, îl descarc. O să pun o groază de anagrame așa și dau această fișă, ia uitați. Evident că trebuie să mă micșorez aici pentru că n-am încăput și el va trebui să scrie aici, să rearanjeze literele. Excepțional. Da? Hai să arăt doamnei cum mărim fontul. Deci aici vedeți că el se imprimă pe o singură pagină. Aveți aici setări. Dacă vreți să puneți pe 2 pagini sau pe 3 pagini sau pe 4 pagini, de aici. Da? Și le va apărea mai larg, mai lăbărțat. Ia uite, vedeți, s-a dus pe 2 pagini același text. Deci, practic, se diluează. Hai să vă arăt aici, la Haiti. Așa. Deci, dacă îl fac așa, chestionar, și îl pun, vedeți, acum e pe pagină singură. Hai să-l pun pe 2 pagini. Și, evident, se duce, nu pe 2 pagini, scuze. Da, în rezultatul se registrează în cum se cheamă? În rezultatele mele. Da? Aici, în final, unde apar rezultatele mele, aici văd ce au făcut elevii. Uitați așa, vedeți? Practic, acum sunt 5 întrebări pe pagină și apar așa. Da? Sau puteți să faceți, aonde aveți, uitați așa, hit to page. Ok. Dar se vede, să știți. Uitați așa. Și vedeți, acum el apare scalat pe 2 pagini. Deci de aici, de la setările astea, bifați la scaling, bifați normal și la per page 1, da?
și îl va apărea pe două pagini dacă are mai multe întrebări. Și acum dacă îl descarc, ia să vedeți cum apare doamna dumea, ia uitați ce frumos, da? Exact cum vi l-am trimis eu, așa, pe două pagini, 10 întrebări. Bineînțeles, nu le bifa și răspunsurile corecte. Bun, deci cam asta, rezultatele se salvează automat aici, în rezultatele mele, cum v-am zis, da? Și vedem rezultatele elevilor la testele pe care le-am dat. Am raport pe fiecare întrebare, raport pe fiecare elev, da? Cum a răspuns, în câte timp a răspuns, raport pe fiecare întrebare, unde a greșit. Deci ca director veți fi, da, absolut seduși de această platformă și o puteți implementa în clase și în școli, chiar dacă suntem online, chiar dacă suntem offline. Mă chemați, mă sunați, să facem cursuri aplicative pentru fiecare școală în parte și le facem cu plăcere, bineînțeles. Gata cu Ordol, oameni buni, ar mai fi de spus multe, aș arăta până la ziua toate minunile astea, mai arătăm și altă dată. Bun, pentru adeverințe, că m-a întrebat doamna, cine vrea adeverințe la acest curs, aici, pe site cursurprofesor.ro, am pune în coș adeverința acestui curs și practic o primiți pe mail imediat ce se achită online, se adaugă în coș, da, această adeverință, se merge la coș, se finalizează comanda, bineînțeles, eu n-am adăugat-o încă în coș, de aia n-a mers. Bun, ok, haideți să arătăm. Ăsta a fost cursul cu... Imediat, să arătăm și asta, că și aici sunt probleme cu plata adeverințelor și cursurilor. Pentru orice curs pe care vom face, și acesta cu doamna Târcă, și acesta de interviu în care o să arătăm strategia de dezvoltare a școlii. Ok, asta apare că este efectuat. Deci vă duceți la cursuri efectuate aici, că e în derulare, e primul, se adaugă în coș, da? Și se merge la coș aici, vedeți că e adăugat, se finalizează comanda, se trece nume, prenume, se bifează aici condiții, se plătește online, se primește factură imediat și link-ul, și adeverința de la acest mirobolant curs. Deci așa se face pe site. La fel pe site, pentru interviu, v-am zis, pe 36 noiembrie, interviu, dar fără competențe, că asta l-am făcut separat, și cu doamna Târcă pe 2 noiembrie la ora 5, cine vrea să participe, cu strategia, o să arătăm și cum se face, și exemple, și cum se scrie efectiv, deci va fi un atelier practic. Bun, gata, acum deschid microfoane, să fie balamuc, să fie ceartă, să fie întrebări, cam atâta pe scurt așa, sper că nu v-am plictisit, și acum o să deschidem microfoane tuturor, vorbiți pe rând și eventual întrebări aplicate, dacă aveți, despre ce am arătat. Nu trebuie să mulțumiți, e plăcerea mea. Bun, în regulă, le-am deschis. Dacă vrea cineva să intervină, e rugat să o facă. Pe Ordol se mai poate... Mai încerc, mai tare, mai aproape de microfon, că nu vă auzim. Bună seara, mă auziți? Nu, foarte slab. Încă o dată. Auziți? Mai bine acum, hai, ziceți. Pe Ordol se mai poate juca live cu elevii, cum se joacă no. Nu. Poate? Nu, au scos aia și, și eu mă optic, au scos. Vă jucați, nu? Da, mă jucam cu ei. Da, au scos varianta aia de live. Bănuiesc că le-a crăpat platforma, știți? Adică milioane de abonamente aveau într-adevăr aici să joci live jocurile astea, adică testele, grilă și astea. Și au scos-o, după cum vedeți, avea aici Wordle Live, știți? Au scos-o. Bănuiesc că nu mai făceau față serverele și au zis hai să renunțăm că dă rateu. Dar la început a mers, am jucat și eu, a fost superb, într-adevăr. Nu mai e. Și de când se plătește abonament la Kahoot? Oh, de mult! De mult, de vreun an. Anul acesta, fă da. Să plătesc cu copiii. Nu, se plătește abonament de mult. Adică eu nu lucrez pe Kahoot, dar se plătește abonament. Nu știu exact de când, dar de luni bune. Vă mulțumesc și vă felicit. Mulțumesc și eu, să rămână. Alte întrebări, tot așa aplicate, dar stați așa să vă văd și eu. Eu de ce nu vă văd? Vreau să vă văd și eu cine a intervenit. Așa, să vă pun aici. Ziceți. Vă ascult. Dacă mai aveți, sau ce credeți că s-ar mai putea da, sau ce credeți că nu ați înțeles, acum e momentul să întrebați. Am deschis microfoanele și vă ascult. Cu curaj. Doamna Smeu, ce faceți acolo? Vă salut. Bună seara. Română. Nu, eu sunt așa, după fiecare curs al dumneavoastră,
notat tot după ce se termină cursul, stau și mă joc, fac... De asta le fac, pentru oameni ca dumneavoastră, să știți. Câtă vreme oamenii vin și notează, mi se pare formidabil, da? Faptul că oameni care poate nu o să folosească, dacă vin și așa au notițe și sunt interesați, mi se pare absolut genial. Sunteți demn de ca să nu uit, încep să mă joc și să fac așa și când mai uit, mă mai uit în caie după și să iau de la capăt. Tot respectul, faptul că veți să învățați lucruri din astea, mi se pare fabulos și domnul ministru a trebuit să afle de chestiile astea, că tot zice că profesorii nu se instruiesc și nu se preocupă să învețe online. Ba da, eu personal am făcut cursul cu mii de oameni de un an de zile, fără exagerare, mii de oameni au trecut pe la cursul ăsta gratuite și vă spun că toți, exact ca doamna Zmeu, și-au notat, au învățat, au chinuit, poate nu le-a ieșit, dar au mai venit odată, au mai încercat, au creat. Deci nu e adevărat, s-a creat o masă critică de profesori care au învățat, știu, și care da, nu sunt valorizați, evident. Vine domnul ministru și zice că nu se știe cu platformele, nu avem platforme, bineînțeles că avem, dar nu le știe el, evident. Trebuie să-i scrieți toți câte un mail și să-ți imitezi link-ul de la curs. Uite, nene, că avem platforme, dar habar n-ai matale de ele. Avem. Eu am și intrat ca admin și am avut acces tot anul la permit la activitatea profesorilor. Exact. Mi s-a dat acces și am verificat. Asta sunt superbe de jucat în clasă, pentru că în clasă nu te mai păcălește elevul, știți? Ai un laptop, ai WhatsApp, imediat l-ai generat link-ul, l-ai dat link-ul, ei au rezolvat pe telefon, ai scos la tablă, la laptop, să rezolve. Deci, în clasă merg mult mai bine decât online, după părerea mea, că în online mai te copiază, mai doarme. În clasă e o activitate febrilă, dacă le dai așa ceva. Și ați văzut cum am făcut la cursuri. Am făcut 500 de întrebări în 3 ore. Da? Păi în clasă poți să faci 100 de întrebări în 20 de minute cu ei. O recapitulare sau ceva. Deci, într-adevăr, e superb să lucrezi pe Word, cu teste din astea și cu brile și cu jocuri. Mi-am făcut și conturi și abonamente. Plătesc deja. Jos pălăria, perfect. Altcineva, să rămână. Succes la interviu. Mulțumesc frumos, mulțumesc bun pentru tot. N-aveți pentru ce? Vedeți, pentru dumneavoastră fac cursurile astea, că știu că veniți și sunt oameni care vin de un an de zile, deși eu prezint cam mereu aceleași platforme, le laud și vin de fiecare dată. Doamna Faza, care doamna Meu și mulți alții, mi se pare excepțional. Altcineva. Mulțumim frumos! Doamna Paz, mă gândeam, unde sunteți? Eu exact cum v-am zis. Aici vă ascult cu atenție. Și îngrijorare, sper. Nu, vedem ce va fi. Va fi bine, stați niște. N-au ce să vă întrebă. Deci dacă le prezentați lucrurile astea de bază, evident că nu vă poate trânti nimeni la competențe digitale. Are cine, credeți că ei știu mai multe dacă vine nena de la primărie? Sau pe cine a fost informatician și la Comisii Naționale, chiar nu fac nicio problemă. Mai nu, asta e punctul forte, este la strategie, zic eu acolo. Facem și acolo. De-aia am vorbit cu doamna Târcă. Să vină și doamna Târcă. Că de mine să vă plictisiți și o să ziceți, da, cine-i nenea asta să ne zică nouă cu strategia? Mulțumesc. Să vină doamna. Doamna Târcă fiind o somitate, deci nu există în România altcineva mai competent, da? Decât doamna Târcă în materie de dezvoltarea școlii și de strategii și de planuri. Știți bine, a lucrat cu Banca Mondială, a lucrat cu universități de prestigiu de afară, deci chiar e o somitate și a acceptat să vină, bineînțeles. Nu, n-a rezistat șarmului meu, da? Și evident va veni la curs. Așa încât vă aștept să o cunoașteți, e formidabilă, doamna Târcă. Și o să facem mai multe cursuri cu ea și când o veți fi director. De starea de bine a profesorilor, starea de bine a elevilor. Deci o să avem un proiect mai lung cu dumneai ei, dacă va fi sănătoasă și va putea să vină. Așa încât mai facem și surprize. În regulă, altcineva? În 30 va veni doamna Târcă. Nu, pe 2 noiembrie va veni. Pe 30 va veni. Sunt două cursuri diferite, de fapt. Da, tot același cu interviul, adică eu le prezint cu ideile mele, doar atât că cu ideile dumneai ei. Eu o să vă dau și ideile de interviu pe care le-aș face eu, v-am spus, dacă aș prezenta așa și o să lucrăm și efectiv, va mai fi o sesiune, deci dacă ne vedem pe 30, probabil că o să ne vedem și într-o altă zi, că tot e vacanță, în care să prezentați efectiv o schiță de plan, cum v-am promis. Da? Uite, eu cred că e plan. Și asta ceilalți o să ascultăm, nu o să facem bullying, nu o să zicem că nu-i bine colega și o să dăm sugestii. Da? Uite, aici e bine, aia că am avut emoții, ar trebui să așa, ar trebui să așa, să mai corectez. Deci o să facem practic două sesiuni. Una este bonus de la mine, în care o să ne mai vedem o dată
cu cei interesați, în care să discutați efectiv cum ați prezentat. Sigur, cine vrea să prezinte? Doamna Pas, doamna Micu, prietenii noștri, da? Și zice, uite, asta e planul meu. Ce ziceți, colegi? E bun? L-am prezentat bine? Da, perfect, 10, bravo. Adică să fie o simulare de interviu în fața colegilor. Asta m-am gândit să fac. Asta va fi practic bonus, pe lângă cursul pe care îl fac pe 30, pe 6 și pe 2 cu doamna Târcă. În regulă. Vine și domnul Toma, prezintă și dumnealui planul, evident. El nu candidează, ca și mine, dar o să facă un plan special pentru asta. Salut, Cristi, ce faci? Nu, eu întrebam în ideea că m-am înscris doar la cursul din 30 și da, nu știam dacă sunt două cursuri sau nu. Da, sunt trei chiar, pe 30, pe 6 și pe 2, dar asta pe 2 aseară l-am negociat cu doamna Târcă și aseară l-am pus și l-am anunțat, așa încă nu aveam de unde să știu că va fi. E proaspăt, e cald acum, obținut, așa că îl aflați în premieră. După prezentarea dumneavoastră la curs, tot de pe site ne luăm și deciziile din numire, nu? Da, evident, tot de la mine veniți să vă dau și deciziile, așa e. Evident, după ce absolviți cursul, vă dau și numirea pe post de director, absolut. Evident. Așa se întâmplă. Vă salut, domnul Antonie, ia spuneți, v-a plăcut cursul? Dragul meu, mi-a plăcut, însă principala variabilă în momentul de față este procedura. Păi am și spus, domnul Antonie. Procedura trebuie să definească foarte clar niște aspecte după care... După ce avem procedura, domnul Justin, mai facem un curs, un gratuit, și discutăm strict pe procedură. Ea știi care este? Timpul este relativ scurt pentru 60 de minute. Eu ce să fac dacă ministerul n-a dat procedura? Și aici mă refer la faptul că trebuie stabilit foarte clar numărul maxim și minim de întrebări pe care trebuie să le pună comisia unui candidat. Aici nu-i vina mea, nu tot mie depășa și asta, sper. Clar. A doua la mână, competențele astea de utilizare a calculatorului nu pot fi duse la extrem în utilizarea calculatorului pentru conceperea lecțiilor în online. Dar cine aia este altă treabă, pentru că în momentul de față, dacă vorbim funcțional și pe fișa postului, nu am văzut nicăieri că are obligația un candidat la postul de director să dețină competențe de formare. Dar n-a zis nimeni asta, domnul Antonie, nici eu, nici altcineva. Ideea este care e, trebuie să te mai gândești la un lucru. Consilierii locali desemnați în comisiile de concurs sunt genii în IT. Nu au nimic cu IT-ul. Păi asta nu știu. Dar cum scrieți în ord, doamnă, cu ș și ț? Asta vă întrebe. Și acum știi ce ar trebui? Cred că punctual ar trebui și o susținere din partea ta și a celor care au putere de decizie prin presa online. Eu n-am putere de decizie. Nu, zic așa, că ai oarecare influență, hai să fim serioși. Înțeleg. Ar trebui să se meargă pe departajarea candidaților prin punerea acelorași întrebări. Corect. Păi nu poți să-i pui. Exact, m-am gândit și eu. Păi începe pe 15, cineva intră pe 18 și în aceeași școală va fi și pe 20 un interviu. Da, că se respectă cumva procedura din 2016, candidații din aceeași unitate școlară vor fi puși consecutiv. Exact, bun. Chiar și așa, întreb, băi, după voi ce v-a întrebat, ce v-a zis? Nu cred că vor fi întrebări standard, cred că va fi întrebări... Corect, din metodologia care s-a oprit la proba scrisă, spune doar că un inspector va asigura asistență la 30 de candidați. Este clar că omul ăla nu va putea duce mai mult de 5-6 candidați pe zi. Evident. Cadrele didactice sunt cadre didactice, ori director în funcție, ori profesor. Și atunci trebuie să-l faci de la ora 14 până la cât? Până la ora 20. Da, sau... Și de aia ne lungim. Dacă ar duce-o la extrem cu condițiile de utilizare a calculatorului, păi din procentul ăla de 50% care au reușit la proba scrisă, cred că... Mai rămân 20. Și atunci e puțin complicat. Nu mai facem încă o sesiune, mai facem încă 4-5 să ocupăm posturile. Da, corect. Păi asta am și spus, nu vor fi mai mult de 10-15 minute, cred. Da, cred că nu mă înțelegi greșit când am spus că te pierzi în detalii. În principiu, marea majoritate a celor care au trecut de proba scrisă este imposibil să n-aibă cunoștințele la nivel elementar pe ceea ce ai prezentat. Nu, evident că am înțeles, dar eu n-am făcut special pentru director. Asta, competențele astea le poți avea și dacă nu ești director și după ce ești director. Bineînțeles. Adică nu, că bineînțeles că ei te întreabă niște prostii acolo, să deschizi calculatorul, să dai un link, dar cum îl trimiți copiilor, adică nu o să înțeleg, că nici ei nu știu. Da, dar problema mea cea mai mare, uite, hai să luăm cazul unei școli care are doi candidați pe aceeași funcție. Corect. Întrebările și fișa de evaluare trebuie să fie aceeași pentru amândoi. Corect. Și ajungem la ceea ce ai spus tu adineauri. Corect. Întrebările se vor repeta a doua zi, iar cel care este cu P, cu C, cu G, cu M...
va ști pe data de 20 noiembrie ce a fost întrebat pe 15. Corect. Și atunci ce fac? Într-adevăr, ar trebui să știm o pondere a acestor competențe în nota finală. Da. Nu? Că fixa aia de evaluare la interviu spune doar nota și hai că să nu fie mai diferența mai mare de 3 puncte între candidați. Deci apreciază el așa, apreciază comisia așa în integru. Da, da, și interviu a fost mișto, a știut și cu clasul. Hai să-i dau un 9 și să vedem ce iese la sfârșit. Da, da, da. Deci balamuc, evident. În rest, îți doresc o seară plăcută și mult succes în continuare. Și ție ce predai? Educație fizică și sport. Oh, super! Unde ești director? Sau unde vrei să fii? Am fost schimbat, am trecut proba scrisă, aștept interviu. În ce oraș? Bacău. La Bacău, perfect. Sau Moldova e cu noi, tot Iași, Bacău, baftă, Antonie. Toate bune, succes, numai bine. Si, și ție. Altcineva. Ați văzut, ne-am împrietenit, evident, și cu domnul Antonie. I-a plăcut la curs, așa, chiar dacă nu o să folosească la sport ce am arătat eu aici, evident. Dar... pentru că am o pondere de aproximativ 40% din clasele intrate pe online și am fost nevoit să apelez și eu la toate astea prezentate. Ai văzut? Da. Cel mai mult îmi place la sport că vine elevii la ora mea și zic că am avut sportul. Dom'le, și avem o febră, că am făcut genoflexiuni pe lângă parc, pe lângă scaun. Ne-a pus să facem flotări. Deci e superb, într-adevăr, să-i vezi cum fac sport în cameră. E genial. Într-adevăr. Ce să facem? Viață de viață ne așteaptă, incredibil. Bun, în regulă, altcineva? Vă aștept. Bună seara. Să rămână. Bună seara. Am și eu o întrebare. Dacă, de exemplu, la mine la școală lucrăm pe Microsoft Teams, nu pe Google... Îmi pare rău să aud asta. Asta este. Asta avem, asta lucrăm. E neapărat obligatoriu și clasul la întrebări sau la... Nu. Acela așteaptă procedura, nu te grăbi cu concluziile. Exact. Păi, da, asta ziceam și dau dreptate. Da, și eu spun, trebuie procedura așteptată clar și văzută. În procedură știi ce va fi? Și să-și aibă minime competențe digitale. De, da, da, da. Adică să știi să dai un link, să-l trimiți pe clas, nu să faci nu știu ce, adică nu o să stea nimeni, că nu știu nici ei, unul la mână, și nu e timp într-o oră să faci și discuția, să prezinți și rezumatul ăla de 5 pagini, să te mai duci și la laptop să arăți cum am arătat eu aici. Dar și într-adevăr, spune, doamne, știu să lucrez pe Word, pe Quizzes, că ei habar n-au, pe Kahoot. Astea, da, da, da. Ei, știu să fac teste, știu să fac și pe WhatsApp liste de difuzare. Oh, ce sale, da. M-am apucat să le arătați. Uite, nene, pe telefon aici. Uite cum se face o listă de difuzare și zice, gata, domne, știi, cu telefoanele, cu... excepțional, deci... Nu o să stea nimeni să vă scoată ochii la interviu. Și într-adevăr ar trebui făcută programarea dacă sunt candidații mai ei pentru același post, cel puțin consecutiv, să nu existe distanțe sau întrebări. Dar va fi aici să vedeți ce a fost la scris, ați văzut ce discuția a ieșit, să se anuleze întrebarea 46. Da, da, da. Dar vedeți la interviu, domne, păi pe ăla nu l-a întrebat așa greu, că era pila nu știu cui. Pe mine m-a pus să fac test în Google Forms. Oh, aleu, să vedeți și... Ce discuții vor ieși, ce competențe. Da, 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 mulțumesc. Ar trebui să fie clar, într-adevăr, ce trebuie să știi la competențe, ce trebuie să arăți, una, două, trei chestii de bază, habar n-am ce, să trimiți un link, să faci un test, să faci o grilă, nu știu, și aia se evalueze. Pentru aia e nota 8, pentru aia e nota 10, pentru aia e nota 9 și aia e medie pentru competențe, da? Nu vor face, evident, că acum guvernul e în facere, nu mai stau ei să facă norme și lucruri. Bun, altcineva. O salut pe doamna Moraru, bineînțeles, pe doamna Moinagu, ca de obicei, de la Galați. Toată lumea e acolo, evident, toate vioricile. Așa. Mai interveniți, haideți, mai spuneți-vă oful, păsul. Doamna Goga, să rămână. O salut și pe dumneavoastră. Ne știm deja, sunteți prezenți peste tot. Nu mai vreți să zice doamna Petruța, la fel, doamna Peșcuță, toți oamenii care vin mereu. Bună seara! Am și eu o întrebare. Natalia Alexandru mă numesc. În la Chișinău! Sunt moldoveancă de dincolo de Prut, venită din 2007 în România. Ah, ok. Zi, Natalia. Așa, am promovat proba scrisă. N-am citit acum pentru opțiuni, metodologia, în cazul în care optez pentru două posturi. Adică așa vrei să fii director în două locuri? Nu, în aceeași unitate, dar pe ambele posturi, adică în 2017,
Am susținut de două ori interviu. Acum se procedează la fel. N-am apucat să citesc metodologia. Nu, odată susții. Cum de două ori? Odată. Bineînțeles. Dar poți să vezi, nu. În 2017. La faptul că vrea să candideze pentru postul de director și pentru postul de director adjunct și se gândea dacă le susține două interviuri. A, vrei să te duci la ambele? Da, 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 asta voiam să zic. Păi cum, e în aceeași școală? Vrei să te duci la adjunct și la plin? Da, așa a fost în 2017. Da, acum, tu vrei să candidezi pentru amândouă? Am posibilitatea, sunt singurul candidat și în cazul în care nu promovezi... Se duci pentru ora plin, nu l-ai luat, te duci la adjunct. Nu, în cazul în care nu promovezi, adică pun rău în față, în cazul în care nu promovezi interviu... Cum ar fi asta? Mi se pare genial. Bună ziua, comisie! M-a stricat la director, dar uite, la adjunct, vă rog să-mi dați întrebări mai ușoare. Că... Păi așa am pățit în 2017, m-au picat la director și sunt... Da, și sunt director adjunct. Am ocupat funcția de director adjunct, adică de două ori am fost la interviu. Mama mia, deci cum e asta? Vezi aceeași comisie? Tot tu ești Natalia, da. Păi ce să te mai întrebăm? Că te-am picat la director. Ești ca Câțu, ești exact ca domnul Câțu. L-a picat odată și vine iar să facă guvernul. Îl mai pic odată. Extraordinar. Unde? În ce oraș? Nu mai contează, dar eu așa țin minte că și acum nu mi-era clar. Mă gândeam că sunt... Da, bă, poți să te duci, nu? Cine știe? Antonie, ia zi. N-am citit metodologia și mă gândeam că poate au citit-o colegii. Din punctul meu de vedere, Natalia, dacă ești singurul candidat, nu văd de ce te-ai mai complicat cu al doilea interviu. Corect. Că dacă este să te pice la plin, te pică și la adjunct. Da. Am înțeles. Gata. E aceeași comisie, dar poate e aceeași comisie. Metodologia prevede că se poate opta pentru ambele funcții. Da. Natalia, nu te întreb ce notă ai luat la proba scrisă, însă dacă îți faci niște calcule, vezi cam ce notă ar trebui să primești ca să te pici. Deci ai ce să faci? Eu voiam să zic așa, nu vreau să-l laud pe domnul Florin, dar m-au ajutat cursurile dumnealui, am luat-o 40. Dar chiar puteți să mă laudați, nu-i problemă. Așa, nu vă deranjează. Și o comisie, tu crezi că ți-ar da 5 ca să te pice? Da, exact, corect. Mai ales că ești singura și ea zic, ce facem, o picăm pe doamna Florin să nu avem director, după ce că nu vine lumea? Depinde de situație și câți sunt admiși în județul respectiv, că există posibilitatea ca școala să fie una foarte bună și să fie râvniți și de alți colegi care au promovat. Corect. Și sunt acum, Natalia, nu știi cum mai vine să contracandideze, corect? Da, asta voiam să... E o școală mare, e un liceu rural, o școală mare cu... 848 de elevi, 94 de cadre. Ia uzi, Antonie, acolo te duci să candidezi, gata. Atunci pregătiți-vă serios. Da, dacă ai 1000 de oameni. Acum hai să o luăm punctual pe componența comisiei de concurs. În comisia de concurs ai doi reprezentanți, vot secret din școala ta, un reprezentant al inspectoratului școlar, un reprezentant al primăriei și un reprezentant la resurse umane. Dacă tu ai trei membri de partea ta, respectiv cadrele didactice din școală și dacă spui că ai fost în 2016, este imposibil să n-ai suportul lor. Dacă aia vin să te pice, că s-a săturat de Natalia, bineînțeles. Ce vin? Aia vin la interviu ca să numească un candidat din altă unitate școlară? Depinde cum e relația, Natalia, cu ăia doi, nu știi. Da, iar inspectoratul... Depinde ce li se dictează. Până acum este clar că vei fi susținută și de inspectorat. Da, dar așa, pică. Să joci la două capete în condițiile în care tu ai 8-40, mi se pare un pic deplasat. Dar știi că oricum contezi și interviul, adică, și nu te poate pica așa fără motiv. Am înțeles. Mulțumesc, tare mult. Deci, faci un pic media, deci tu ar trebui să pici sub 7, 8-40, cât îți trebuie ca să zici că, domnule, am luat media 6. Generală clase 9-9. 6, se de 5-80, 5-60. E obligatoriu să fie 7. Este obligatoriu 7-7. Corect, 7-6, așa e. Deci am o întrebare, Natalia. În 2016 ai avut contracandidați? Adică s-au înscris, au optat pentru liceul unde ai fost numită director, adjunct? Da, dar rectific, 2017, nu 2016, 2017 și am avut contracandidați și acum am fost 4 contracandidați. Au picat aia 3? Da, da. Să vezi ce te sapă la interviu. Ai, să vezi ce te sapă. Aia 2 vin care au picat la interviu în comisie. Stai să vezi.
Zică, păi Natalia nu știe nimic a venit de la Chișinău, dați-o jos, că habar n-are, stai să păi vezi. Păi da, da, așa ca o mică paranteză, a venit moldovean ca să ne facă o... Da, ne învață ea pe noi românii școală? Ce e asta? Ia mergi tu la Dubăsare acolo, dragă. În condițiile în care poate așa o să zică. Și alți contracandidați, nu văd de ce nu ai optat pentru cele două funcții. Da, și eu zic. În condițiile în care consider că nu, deci ai trecut o probă la director, nu te mai prezinți la proba de director adjunct. Deci poți să optezi, nu te oprește nimeni și poți să mergi sau să te prezinți sau să nu te prezinți la interviul de la una sau de la cealaltă. Da, chiar, dar dacă nu te prezinți de la interviu, ce se întâmplă? Nimic. Nu te pune director? Ești nu absolut. Ești picat. Ești picat, da, nu? Da, ești picat, dar dacă ai nota de trecere la celelalte. Păi aia zic. De ce ar trebui să te prezinți la un al doilea sau dacă nu mai erau contracandidați. Da. Da. Deci părerea mea este că poți să pui două opțiuni și să vezi ce se întâmplă. Că nu știm, după opțiuni vom afla dacă da, sunt. Da, corect. Și probabil că vor veni și alți contracandidați din altă... Să văd, Florine, că va un concurs, nu mai puțin, deci să fie concursul, deci de interviul la director să fie elevat, să fie note mari, asta nu înseamnă că nu poți și nu meriți să încerci să obții o notă bună la concursul, la interviu pentru director adjunct. Da, corect. Că poate nu e aceeași comisie, poate nu e în aceeași zi. Și dacă corect, e aceeași comisie, pentru că am subiecte care sunt diferite, am o corect. Stare diferită, am planul de dezvoltare pentru director adjunct. Și știi ce ar fi frumos? Auzi? Natalia, ar fi frumos să iei director adjunct și să nu vină nimeni plin. O să intervin și eu puțin. Da, zi. Se poate opta pentru 5 funcții. Deci pentru 5 posturi poți. Deci în 5 școli te poți și duce. Contabil, și pasnic. Nu, 5, deci 5 opțiuni ai dreptul. Opțiuni, da, corect. Mai este o problemă care va trebui tranșată foarte serios cu colectivele de cadre didactice. De oameni ai muncii. Acolo Consiliul Profesoral, prin care se desemnează prin vot secret reprezentanții Comisia de Concurs, va avea loc într-o vacanță. Așa, în această vacanță se pare că va fi ca vacanța de iarnă a anului trecut, în condițiile în care toți am fost plasați în concediu de odihnă. Știi foarte bine problema de atunci. Da. Și atunci este clar că va fi greu să asiguri un quorum de ședință de CP. Online. Online asigurăm tu mie că se face vot secret. Păi faci o roată din asta și votezi pe un formular Google. Nu. Nu. Acum hai să fim serioși. Se face da? Pe clasul. Votul secret online nu este vot secret. Ba este, se poate face prin formulare online, se pot distribui ecranele astfel încât toată lumea să vadă setările privind confidențialitatea datelor. Păi deci nu se colectează, da, nume, adrese, nimic. Exact. Se poate. Da, păi vă fac un formular și după aia nu vă arăt mail-ul și numele, vă arăt doar rezultatele. Asta e totuși e o problemă destul de serioasă și nu văd de ce nu ne-am putea rupe o zi din viața noastră într-o vacanță oarecare impusă. A, să vă duce la școală. Asta da, da. În care să ne determinăm cei care corect. Vor hotărâ cine e director 4 ani de zile. Da. Corect. Păi poate unii din profesori au COVID. Cred că nu e ok să vină la școală. Da, bineînțeles. Dar oricum trebuie să te facă doar de rândul titularilor școlii, nu sondajul. Nu, desemnarea membrilor în comisia de concurs este condiționată de calitatea de titular, însă la această ședință participă întreg Consiliul Profesoral, iar Consiliul Profesoral nu este limitat deci numai la titular. Da, vine un debutant acolo și te pune... Da, dar dreptul de vot îl au doar cei care au norma de bază, exact. Imunitate. Da. Că au venit copiii la World-ul aici. Da, o să vedeți. Acum cum ți-e norocul, Natalia. Dacă te prindă să prin comisie ăștia doi care au picat, e clară treaba. Îți dă 5. Da, o secundă. Nu știu, poate știu unul dintre colegi care sunt acum online. Depunerea opțiunilor pentru funcția de director se depune online sau la sediul școlii unde optezi? Pe platformă. Online pe platformă. Ați primit mail astăzi. Până pe 28. Haideți să mai oprim microfoane acolo că au venit copii. Dacă le opresc eu și reporniți când vreți să vorbiți. Că au venit copiii la gălăgie. Acum reporniți dacă vreți să vorbiți. Ați primit astăzi pe online, pe e-mail, mesaj cu... De amenințare.
în care să intrați în cont și să vă spuneți opțiunile. Da. Nu se poate face CP mâine, deoarece în perioada de desemnare este între 28 octombrie și 1 noiembrie, conform calendarului. Ați văzut? Săptămâna cealaltă. Da. Joia viitoare. Da, atunci face. Scuzați-mă că în intervin, Mihaela Oneț mă numesc. La noi, bună seara și vă mulțumim pentru cursul acesta minunat. La noi, directorul a convocat în 29 septembrie o ședință din asta rapidă cu alegerea membrilor picior, așa, care fac parte din comisia aceasta de evaluare pentru a-și promova probabil persoanele pe care le dorește. Oare este legal așa ceva? Nu. Este ilegal. Calendarul din procedură. Este ilegal. Contestați. Contesta și să atrageți atenția să se respecte metodologia și procedura. Da. Vă mulțumesc din suflet. La ISJ se contest. Sau la NATO. Iar și la școală, dar contestația în prima fază, doamna profesor, anunțați la unitatea școlară că această hotărâre de desemnare este contravine articolului numărul din metodologia de organizare a concursului de drept. Nu respectă calendarul de organizare a concursului de drept. Dacă răspunsul către dumneavoastră ia act de informare și se reia procedura, atunci se reia procedura. Dacă nu, în baza răspunsului de la conducerea școlii, mergeți la inspectoratul școlar și anunțați situația problemă. Mulțumesc din suflet. Foarte scurt, e nevoie să solicitați cu celeritate să vă răspundă. Da. Dacă în termen de câteva zile nu vă răspunde, chiar consemnați în solicitare, cum că în condițiile în care nu vă răspunde în termen suficient, adică să se încadreze în termen, sunteți în situația de a informa inspectoratul școlar. Dar eu zic că trebuie informat din start inspectoratul. Și eu termenul este de 10 zile sau cât la situația urgență. Da, da, e vorba de activitate de director, de Consiliul de Administrație și Consiliul Profesoral. Da, părerea mea acum este că trebuie să se dea din start și inspectoratul și memorandul. Direct la inspectorat. Direct, da. La școală. Da. La școală se îngroapă în hârtii, nu e nimeni exact. Acolo în vacanță, nu se dă număr de înregistrare, s-au uitat să se consemneze cererea. De înregistrare îl solicit și atunci, dacă nu mi se dă numărul de înregistrare, secretariatul are o problemă. Păi știu, aia zic, dar e mai bine să se dea și inspectorul. Dacă și dumneavoastră cu cererea dumneavoastră în dublu exemplar și vă notați numărul de înregistrare pe ea și două zile, dacă n-ați primit răspuns, vă duceți cu ea la inspectorat și asta e una poveste. Corect. Și sunați și pe domnul Ciucă. Mulțumesc mult. Exact. Și sunați și pe Ciucă și trimite armata să vadă ce s-a întâmplat acolo și gata. Ați văzut că acum ne militarizăm, gata, s-a terminat. Suntem singura țară, punem un general pe ministru, incredibil, parcă suntem Venezuela. Dacă îmi permite, domnul profesor, din punctul meu de vedere, colega care are acea problemă la școală trebuie să se adreseze direct inspectoratului școlar. Eu zic la fel. Direct inspectoratul școlar, doamna profesor, pentru că este o încălcare de procedură, de ordin de ministru, este un calendar care trebuie respectat și atunci acel director se face vinovat de încălcarea unui ordin de ministru. De blat. Și nu se rezolvă la școală pentru că nu este o chestiune de dirigenție sau mai știu eu ce de activitate strict locală, ci este vorba despre accesul dumneavoastră la un concurs. Și nu trebuie să vi se îngrădească acest acces și mai mult decât atât, în septembrie nu se știa care este exact calendarul, nu? Corect, da, corect. Plus că a fost modificat calendarul. Exact. Sigur că da. Dar deci, de ce s-au grăbit ei deja imediat să facă membrii comisiei? Problema este serioasă și trebuie să luați legătura direct la inspectoratul școlar. Și atunci inspectoratul solicită un punct de vedere directorului și cu atât mai mult sunteți sigură că veți primi un răspuns. Vă mulțumesc din suflet, doamna. Cu plăcere. Cu plăcere. Și succes mult. Scuzați, vreau să mă lămuresc și eu, dacă se poate. Să înțeleg că desemnarea se face strict în acea perioadă din calendar și acolo în calendar nu este cumva transmiterea? Parcă așa scrie. Că în perioada 28-29 are loc transmiterea solicitărilor, dar desemnarea în Consiliul Profesoral este limitată de această perioadă? Da, dar nici de cum nu trebuia desemnată acea persoană în septembrie, deci nici de cum nu se desemnau în septembrie. Nici de cum. Nu în septembrie, da. Nici de cum, nici de cum în septembrie.
Okay. Pentru că așa puteau să transmită autoritățile locale, tot membrii reprezentanții, nu? Corect. Da. Și atunci nu este corect. Trebuie să se încadreze cel puțin în intervalul acesta prevăzut de procedură, așa cum scrie în calendarul acela. Era mai corect, să zicem așa, dar în septembrie nici de cum nu. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Am și eu o întrebare legată de această situație, de fapt nu de aceasta. În cazul în care ai un conflict personal cu unul dintre membrii care sunt desemnați ca să facă parte din comisie. Te duci și-l bați înainte de interviu. Dacă nu mă înșel, este trecut în metodologie ceva legat de acest lucru, cum că se poate solicita desemnarea unui alt membru. Fiecare școală desemnează 3, am înțeles. Da? Unul cu rol de supleanță, nu știu cum, de înlocuită. Da. Dați-mi voie să fac o precizare. Deci profesorul care are rol de supleant poate să fie sau să nu fie. Dacă Consiliul Local desemnează un reprezentant, atunci nu mai vine al treilea profesor supleant. Da, dacă nu ajunge cel de la autoritățile locale, atunci supleantul devine membru al sarcinii. Exact. Iar legat de calendar, dacă îmi permiteți, dacă îmi dați voie, legat de calendar, deci între 28 și 29 octombrie se transmite către ISJ solicitarea de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorități locale și companiilor sau universităților. Deci școala trebuie să facă consiliul profesoral între 28 și 21 noiembrie. A, 28 octombrie și 1 noiembrie. Online. Cred că de aia se face la noi mâine consiliul online, să alegi membrii probabil. Și acum mi-a picat fisa. Am anunțat consiliul online mâine la 11, cred că de aia să alegem. Păi membrii. Da, pe ordinea de zi nu aveți trecut? Nu, ne-a zis acum pe WhatsApp că mâine consiliul, probabil că de aia. Mă gândesc, nu știu. Vedem. Obligatoriu trebuia să fie trecută și ordinea de zi. Obligatoriu. De noapte, la noi nu mai e cu ordine. La orice ședință trebuie trecută ordinea de zi obligatoriu. E vacanță, ordinea de zi, discutarea vacanței. Pentru că știți, ca orice ședință, la început discuții cu colegii dacă sunt de acord cu această ordine de zi sau dacă mai vor să treacă ceva care să fie precizat clar în ordinea de zi. Așa e. Atunci, se propune să aprobare ordinea de zi. Da, mai rău ca în Parlament aici, se face comisie. Nu, dar așa e corect. Așa corect, e, da, corect. Știu, glumim. Nu sunt consilier local, sunt profesor, am fost director din 2012 până în 31 august. Pe 31 august am fost anunțată că... M-a dat afară. De directorul care a fost numit și mi-a adus hârtia că... De mâine eu sunt director. Na, și... vezi? Na, uite, gata. Și am trecut de prima etapă foarte bine, spre deosebire de colega mea, și acum aștept cu interes proba următoare. Vine colega în comisie, aștept. Da, sper că nu. Da, poate că da, de ce nu? Îi oferim și o lecție de management în direct. Corect, evident, da. Eu nu înțeleg orgoliile astea între oameni, sincer, adică da, mă depășesc, da, în fine, nu le mai comentez. Ce câștigi dacă ești sau dacă nu ești, adică e o bătaie așa inutilă, da? În fine. Da. Problema nu este că am fost schimbat și felul în care s-a procedat, știți? Gândește-te la pur și simplu fapt că îl piși pe contracandidat și aștept să fii numit cu delegație înapoi. Da, bineînțeles, înțeleg asta, sigur, dar totuși, nu lucrezi, cum să spun, pe 10.000 de euro să răvnești postul ăsta. Adică e bătaie de cap, bani puțin, răspundere mare. De ce te-ai bate așa doar ca să strigi relație cu colegii? Nu înțeleg. Știți de ce? Pentru că este o relație foarte apropiată cu conducerea ISJ și atunci... A, bine, asta știu că, asta zic, sunt orgolii pe plan local, da, tot felul de intrige, ceva într-adevăr de caragiale, în fine, altcineva. Chiar că au fost de... Bună seara! Am o întrebare, îmi cer scuze. Bună seara, domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru tot efortul dumneavoastră. Eu am luat nota 7, am luat peste nota 7, dar nu vreau să merg mai departe. Risc vreo sancțiune? Cum? Risc vreo sancțiune? Ei, din ce sancțiune? Vârtaia din salariu, 50% pe 4 ani. Atât, nu? Cred că a primit felicitări, nu
sancțiune. Da, o să vă aplaude lumea de acolo. Din partea altora care vor fi numiți cu delegații. Nu, nu este cazul. Eu am directora mea cu notă corectă, eu am fost doar backup și nu vreau să știu doar dacă risc ceva. Ați fost iepure. Da, iepure, exact. Aha. Așa, la acoperire. Uite, mă, vine Mirela. Îmi permiteți să vă spun și eu ceva? Da, ziceți. Domnul Florin, deci sunteți cel mai tare om care l-am văzut. Hai, lăsați, să trecem peste, gata. Nu, da, nu, eu vreau să vă spun că vă apreciez foarte mult. Sunteți un om deosebit. Mulțumesc. Și chiar am subiect, Coane. Câtă energie aveți, deci o energie debordantă și împlinită cu foarte multă inteligență. Da, mulțumesc, să rămână. Și Solomon, să știți, deci Solomon, asta și-a dorit de la Dumnezeu, foarte multe înțelepciuni. Baftă deci, la concurs și ție. Eu m-aș bucura ca într-o zi... Hai, lasă, nu mă mai peria, că știi că nu-mi plac. Nu, dar nu vreau să vă perii, dar oricum, sunteți un om deosebit. Bine, deci, mulțumesc, sunt, așa eu puțin oameni am trăit în viața asta. Primit care, memoriul la minister, acolo să afle domnul Câmpeanu. Gata, bun. Da, când o să ajung eu prim-ministru, atunci vă pun... Da, exact. Când o să ajung eu prim-ministru, eu o să fiu... Bun, deci rămâne această înțelegere, da? Eu prim-ministru... Inițial m-am gândit și eu așa, cum a zis doamna Mirela, să mă duc la concurs, să iau postul și de-al dracu să-mi dau demisia a doua zi, doar așa, să le arăt... Corect, și eu mă gândeam să dau mai... Mi-am zis, bă, mi pun în cap și așa, s-au auzit zvonul că vreau să le iau locul acolo, no, nu m-am mai băgat, că era prea mare balamucul. Da, v-am deci, povestit. Ideea, sunteți un om foarte organizat, deci nu mă faci de azi. Când trimiți dumneavoastră pe WhatsApp alea 5 chestii, deci eu rămân mască. Da, bine, lumea nu știe de Give Me Five decât deci, puțin. În fine, foarte rar pierde pe cineva. Știți, eu sunt bine, domnul, foarte... gata, haide să vorbim de concurs. Gata, mulțumesc. Bună seara, pot să vorbesc și eu? Sănătate. Ziceți, doamna Renuța. Ce spuneți despre faptul că după un concurs luat în 2016 am fost înlocuită noi conducerea Liceului Tehnologic de doi directori din alte unități? Așa trebuie, așa se face. Profesor de engleză și profesor de educație fizică de la un liceu tehnologic. Bine că n-ați fost înlocuit de portar. Acebrice și Carice. Păi, da, bineînțeles, păi așa se face la noi, evident. Cum vrea să facă? Deci o susțin pe doamna director care a vorbit anterior și mă bucur că o să pot să concurez. Așa cum a spus și dumneavoastră, nu se știe dacă nu o să-mi dau demisia. Doar așa, ca să demonstrez. Da, exact. Păi acum vă zic eu că mulți se vor schimba și mulți... Mulțumesc! Să rămână și vă susțin, exact. Mulți s-au schimbat și s-au dus la concurs ca să arate că pot, da? Dom'le, uite, pot și eu să fiu, da? Adică nu-i mare chestie să înveți pentru un concurs, mai ales că întrebările au fost așa cum au fost. Adică toată lumea avea impresia că directoratul e așa, o chestie super selectă în care doar niște unii au acces, inițiație. Nu e așa, ați văzut că mulți probabil n-ați fost directori și candidați. Sau ați fost și, mă rog, dar într-adevăr, puteți să vă duceți și de ce să nu luați? Dacă luați postul, luați și schimbați. Și mai este un aspect. Am făcut și sesizare și mi s-a spus că eu am acceptat tacit această metodologie din decembrie și că nu e nevoie să mi se dea un punctaj. Pentru că și profesorii tineri trebuie să aibă dreptul la a avea experiență pentru a fi directori. Da. E teribil ce se întâmplă într-adevăr. Numai ce aud la cursurile astea, mă doresc. Și mi s-a transmis această... Nu mai eram persoană publică, da? Și mi s-a transmis această hârtie în atenția domnului director, în atenția doamnei profesor, pe fax. În tot județul s-a întâmplat la fel. Ai. În ce județ? HD. Am înțeles. Fel și fel de probleme. A trebuit să scriem Mie îmi pare rău pentru că eu am închegat un colectiv, am făcut foarte multe lucruri, am adus proiecte de sute de mii de euro, chiar acum se va construi clădirea veche și va fi wow. Și... Nu știți că așa se întâmplă? Trebuie să ia cineva caimacul la inaugurare. O să vină doamna Turcan. Nu, păi caimacul va fi după 10 ianuarie, știți? Aia asta zic. Este problema. Aia zic, o să vină 7 oficialități și cu doamnul ministru și o să taie pamblica, cum zicea doamna... Da, pamblica. Așa, și o să zică, ia uite asta tovarăși ce am făcut noi aici în școala asta. Doamna Cindea, e mai la coadă acolo, o lăsăm la...
exact. A fost, nu mai este. A, nu știți că așa se întâmplă, ce vă mire. Da, știu, eu nu m-am spus tuturor colegilor că se poate întâmpla și să nu fie profesor titular din școală și să fie mult mai rău. Adică nu au existat profesori din școală care să fie mai compatibili, mai competitivi sau mai buni ca mine. Eu cred că da. Da, corect. Dar, na. Fel și fel de probleme. Hai să opresc da. Microfoanele, că lumea e la masă. Se aud farfurii acolo, sarmalele, da, ciorbele. Am oprit iar le porniți, dacă vreți să vorbiți. Vă ascult. Întrebare punctuală, dacă se poate. Da. Dacă sunt precizate maxim 5 școli, se poate candida pentru ambele posturi în toate 5 școlile sau trebuie să fie? Da, poți candida pe funcții distincte. Mulțumesc. Și a doua, dacă candidați pentru amândouă, faceți două strategii. Am auzit diverse opțiuni. Da. Deci o strategie ca director, una ca director adjunct. Evident. Complet diferite de atât se poate, nu? Nu neapărat diferite, dar mai schimbați pe aici, pe acolo, ceva, știți? În punctele esențiale am înțeles unde. Exact. Mulțumesc. Adică dacă sunteți singură și l-ați luat la director, nu vă mai interesează să o prezentați și pe aia de ajunct a doua zi sau a treia zi, da? Nu e cazul, e bătaie. Mai e bătaie, în regulă, da, le prezentați diferite, pentru că o să zică, păi ce ai venit cu aceeași strategie și la ajung și la plin? Le mai schimbați pe aici pe acolo, astfel încât să nu-și dea seama comisia că e aceeași. Un pic se ține cont și de fișa postului, e puțin diferită la director. Atunci strategia cu siguranță are nuanțe pentru director adjunct. Da, exact, să fie diferite. De fișa postului, cred. Da, exact. Bătaie, acum... Ziceți. Uite bine așa, că mai schimbăm impresii ca să vă lămuriți cât de cât. Altceva? Cine mai e pe aici? Da, bună seara! Ziceți. Până au discutat colegii, eu am deschis platforma. Așa, și v-ați înscris la 7 școli. Opțiuni. Poftim? V-ați înscris la 7 școli să candidați. Și acolo scrie că poți opta pentru oricâte școli dorești. Maule. Deci nu este specificat numărul 5. 3. Nu. Încerc să vă citesc. Deci scrie așa. Puteți aplica la funcția de director și sau director adjunct în oricâte unități școlare doriți. Auzi, fără număr, gata. Și după aceea urmează opțiunea nouă, unitatea școlară, funcția director-director adjunct. Păi n-au zis că sunt 3. Nu. Da, în metodologie scrie clar una sau mai multe funcții diferite. Atât scrie, nu spune 2, 3, 5. Aha, de ce auziți? Puteți să vă duceți și la doamna Natalia să candidați. Și așa nu are contracandidat. Bună seara! Ziceți, doamna Lungu, vă salut! Vreau să intern și eu. Apropo de discuțiile cu, eu știu, presiunile făcute asupra colegilor, aș vrea să fac o mențiune pentru că văd că sunt mulți colegi care au contracandidați și probabil că presiunile vor apărea și după. Eu din ianuarie, de când s-a terminat mandatul din 2016, am fost atacată permanent cu adrese către inspectorat, către minister, așa controle. În aprilie am avut control de la audit, de așa la se Acor, face, așa și trebuie. De la Acor Vrancea, pentru activitatea financiară pe 2020. Acorul, de fapt, este o asociație plătită de primărie. Primăria noastră a plătit-o cu 18.000 de lei anul trecut, 2020, și au venit cu statut de, eu știu, persoane care mă controlează, nici de cum care mă îndrumă. Acorul trebuie să te îndrume, să te concilieze. Încavediști. Exact. N-au băut nici măcar o cafea. Le-am zis de prima dată, zic, pe mine nu mă leagă nimeni pentru activitatea pe care eu o desfășor. Și nu mi-este frică de nimic. Vă dau absolut tot ce vreți. M-am dus după control, după ce au trimis raportul, m-am dus cu, în 10 zile trebuie să te duci la ședință de conciliere. Nu mi-au acceptat ședința de conciliere, au spus că ele n-au muncit degeaba 2 săptămâni. În momentul în care... Bine norociți! Deci am trecut de faza asta, bineînțeles că eu acum am fost internat înainte de concurs și am învățat în spital. Te îmbolnăvești cu nervi, bineînțeles. Te îmbolnăvești, da, nu se merită, dar în cazul în care vor folosi, eu știu, această instituție pentru a schimba director pe viitor. În august urma să se facă iarăși numiri, în august au venit din nou la Acor,
de la Acor pentru activitatea financiară de pe 2018-2019 și ei trebuiau să mă îndrumi. Ce să îndrumi ei pe 2018-2019? Am avut curtea de conturi în 2016, nu mi-a dat nimic de făcut. Am avut curtea de conturi în 2020, nu mi-a dat nimic de făcut. Și ei au venit să mă îndrumi pe 2018-2019 activitate financiară. N-au acceptat minuta de deschidere a ședinței. Au cerut de la ora 3 pe data de 2, să zic, august, și a doua zi... Domnul Florin, da, la discuții de genul ăsta nu credeți că ar fi bine să opriți înregistrarea? Da, da, dar oricum o să tai astea dacă e de pe YouTube când o să le pun. Da, da, așa. Eu voiam...